stăteam și mă gândeam. Orice lucru pe care îl înțelegeți corect și bine, schimbă datele de la nivel interior. Da? Deci, e foarte important să învățați, să integrați lucrurile. Știți, paradoxul este următorul. Altfel mă gândeam că nici măcar nu trebuie să fiu foarte atent la defectele mele. Și să mă canalizez pe domnule, astea sunt defectele mele, trebuie să mă bat în defectele mele. Nu. În momentul în care înțeleg și integrez niște lucruri, astea înlocuiesc programe negative de la nivel interior. Și atunci îmi canalizez atenția către a înțelege și a integra. Dar trebuie să mă consult cu cineva, pentru că eu înțeleg multe lucruri, dar cu cine să mă vorbesc. Și eu ce vrei să spun? Ideea de bază. Cred că de aici batem un pas pe loc. Fiecare poate să-și găsească o modalitate prin care nu credeți că sunt oameni care au evoluat doar stând de vorbă cu cineva. Înțelegerea lucrurilor este o chestie personală. O să explici de 1000 de ori. În urmă, un om înțelege dacă înțelege eu. Nu e importantă interacțiunea cu un om. Ba da. Dar cel mai important este propria ta meditație. Propria ta meditație. Darul deosebirii binelui de rău. Care, până la urmă, tot Dumnezeu îl dă. Nu am nevoie decât de Dumnezeu ca să-și vorbesc. Dar, e adevărat că lucrează prin oameni. Și de la un om înțeleg o idee, de la un om înțeleg o idee, și tot așa. Și nu era, era de la un om. Și din interacțiunea cu un om. Este rugăciunea și cu
cea mai bună formă. Și legat de asta, autotratament. La ce trebuie mănăstire dacă nu ai reușit să faci ordine în bibliotecă? Corect. Să stai de vorbă cu general, cu zi hotărârea de autorizat, care știe și partea asta, e foarte bine. Dar ăștia de pe azi se construiesc acum. Ce te faci până să fac mai? Adică, când o să fie duhovnici aia care au cunoștințe din patre domenii. Nu mai așteptați, mură în gură. Acolo lângă cruce, ca lângă Hristos.
Deci. Sora Mariei, mama lui Iisus. Hai că îl întrebăm pe părintele. Treaba asta. Îl întrebăm pe părințele treaba asta. Și până la urmă, dacă ai avut o soră, ce? Ce? Dacă ar fi avut, hai să luăm așa. Și dacă a avut o soră, ce? Totul că n-am auzit de mine. Păi dar de ce să-mi spună cineva? Păi mă gândesc că foarte multe lucruri au fost uitate așa, neobservate. Și ce am citit în o dată, vreau să o citesc de 10 ore, așa cum am spus tu. Și am găsit aici. Și? Ce rezolv dacă o citesc de 10 ore? Păi nu știu, mi-ai băgat și eu, până la urmă ce v-am dat, păi dat asta jos. Corect. Da, s-ar putea să te încurci mai rău. Înainte de ceva, că până la urmă, vizia așa cum a fost lăsată, n-a fost să lămurească lucrurile, ci să le încurce. Păi și atunci de ce tot ce vin de 10 ori? Pune încă. Ca să găsești ceea ce este important în ea. Da. Vezi că e important dacă mama, maica Domnului a avut o soră? M-am curat că am descoperit că m-am avut. Deci era importantă sau nu? Nu. Eu zic, da. Dar mai ca să fiu în opoziție cu tine. Deci, ai de rând. Și de ce ar fi important? În primul rând, haideți să vă spun ceva. De ce ar fi important asta? Unu. Vouă vi s-a prezentat în biserică doar dumnezeirea ființelor. Și a Mântuitorului și a Magilor. Dar nu se vorbește nicăieri de umanitatea lor. Adică, faptul că lăsăm un pic o aparte pe Hristos, pentru că Hristos s-a născut din Duhul, da? Dar Maica s-a născut pe căi. Natural. Bun, și de ce e important asta? Că Maica s-a născut pe cale naturală. Te poți naște din genul 10 pe calea naturală. Bullshit. Și asta e adevărat. Dar nu asta e cel mai important. De ce e important că Maica s-a născut pe cale naturală? Bun. Hai să luăm moartea Maicii. Ce s-a întâmplat la Maica, la moartea Maicii? Hai creștinilor. N-am găsit cartea. Nu ai găsit cartea? N-am găsit-o. Nu știu unde scrie. N-ai sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului? N-ai? Nu există sărbătoare calendară. Dar ce s-a întâmplat după aia cu Maica? S-a ridicat la cer. S-a ridicat la cer. Da, mă, curaj. Cum s-a ridicat la cer? Păi trupul înțelege din Turcia. Nu. Am văzut informații despre Maica. Păi dacă s-a ridicat la cer, tot cu trup. Cum să fie trupul lui Turcia? Ce e acolo? În niciun caz nu e trupul, mai bine. Bun. Și... Păi supune că e adevărat, da? Da. Și dacă trupul Maicii s-a ridicat la cer, ce înțelegem noi din treaba asta? Corect. Mai există cazul în istorie de oameni care s-au ridicat la cer? Ilie. Mai e unul. Bun. O fi fost și Moise? Și Moise. Dar se spune că s-a certat Arhanghelul Mihail cu demonul pe trupul lui Moise. Așa că nu știm dacă a ajuns sau nu. Dar cert e că nu există o mormântă al lui Moise. Bun. Și atunci avem cele două etape ale vieții Maicii. Nașterea, care cum e, mă? Pățavă. Natural. Și avem ce? A doua. Moartea. Care cum e? Ridicare la cer. Și asta ce vă dă vouă, măi, creștinilor? Că omul care-i născut pe țavă poate să ajungă să se ridice la cer. Crezi că e importantă treaba asta? E importantă acest lucru? Ce? Toată lumea are o șansă să facă treaba asta. Asta e problema, că nu v-a zis nimeni treaba asta. Cam asta este
că și ea a fost om. Chiar dacă reprezenta principiul feminin divin pe pământ. Evident că o să sta pe geam în biserică. Asta e realitatea. Și atunci, pentru mine, ca om născut cu e aproape mai importantă viața Maicii decât a Mântuitorul. Mai aproape de mine. Nu m-am născut de la Duhul Sfânt, nici o frumată, nu pot fi pe Hristos, că am alte valori. Dar, pot să mă gândesc la viața lui Ilie și Renov și, bineînțeles, la Maicii Domnului. Așa că, dacă vreodată dispar, trebuie să vedeți dacă mai am truc. Evident, nu. 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 Și ce dacă? Ce e un portal? El era la o anumită oră, acolo, și putea pleca cu totul. A refuzat el și a dat-o cu față. Și a preluat el ceea ce greșise prietenul lui. N-ați înțeles nimic. Sau n-ai înțeles nimic. Păi era preluat vina pe care a făcut-o prietenul lui. Prima pe care a făcut-o prietenul lui. N-a preluat niciun timp. Bine, voi nu aveți cunoștință de psihiatrie ca să înțelegeți că el era, de fapt, cel care a rămas să se era în catatonie. Da? Începem cu sfârșitul lui Capex. Da. Deci, în scaun era personajul principal în catatonie. Spiritul lui era în trup. Numai că el nu vroia să acceseze exterior. Ok? Iar cel care se manifesta prin el și care era spital era cel de pe Capex. Ok? Și el avea posibilitatea să ia un singur om, deci să transformă în energie un singur om. Asta e ideea. Pe ansamblu. Nu se poate să pleci cu corpul printr-un portal. Pentru că asta presupune că trebuie să ai o energie destul de mare încât acest trup să se transforme în lumină. Ca să se transforme în lumină, presupune să se fie eliberat de toate problemele karmice, deci eu greu de toate alea. Deci, nu cred. N-am văzut. Am fost și eu într-un portal, dar n-am dispărut. Sunt dezamăgit. Clar, da. Și aceste condiții dacă sunt EBP-ul. EBP-ul. Și dacă te-ai angajat să-ți iei karma de neam, mai aștept. Dar nu te-ai angajat să-ți iei karma de neam. Karma de neam o preiei prin naștere. În momentul în care te naști, automat, pentru că neamul ăla te-a primit, ai o obligație să plătești mai de neam. Și fiecare naștere presupune karma de neam pe tine? Păi da. Deci fiecare? Da. Eu am crezut că unii fug de această îndatorire și vine unul și zice, hai bă, bă, ia-mi pe care să nu. Nu? Nu. Unii nu ajung la nivelul să înțeleagă viața respectivă. Și atunci, într-adevăr, Dumnezeu primită manifestarea unui Spirit care să poată să tăia karma de neam de acolo. Dar nu înseamnă că sunt vinovați. N-au înțeles. Nu uitați că, înainte să vă nașteți, vine peste voi Îngerul Uitării. Și nu te mai știi de unde ești, și nu mai știi ce ai, și nu mai știi. Care este rațiunea pentru care venim așa? Eu m-am gândit la mână. Ia zi, uimește. Să fim generoși. Să ne învățăm pe alții. Nu. Atunci ar trebui ca îngerii înțelepciunii care vin din cerul 10 să fie ultra înțelepți și ultra generoși. Păi nu, el vine cu uitare. Dar toți este aplicată uitarea. Da. Cum pot să-mi aflu eu ce am în mine? Având oameni generoși în jurul meu. Părinți, profesori, preoți, maestri, iluminați. Nu. Nu? Nu. Asta e sensul. Te naști aici și când te naști uiți. De fapt, devin manifeste acele programe din tine care nu sunt cele mai bune. Și
Și mai rămân, dar mai rămân niște semințe de bine care spun, băi, nu e bine ce faci. Sau nu asta e calea. Deci dacă înveți să urmezi acele sclipiri din tine către Dumnezeu, care rămân, da? Atunci te regăsești. Dacă, în schimb, ești atras de mirajul lumii și uiți de tine și de interiorul tău, atunci te pierzi. Da, dar în această atragere nu e de folos dacă mama zice, Maică, mai închine-te și tu la Dumnezeu, că ne-au ajutat. Dar foarte de folos, foarte de folos, dar tocmai asta e ideea. Oricum nu poate impune, ea poate spune, cineva poate spune, dar nu impune. Și iubirea se pot manifesta doar în anumite condiții. Și nu pot fi testate decât în anumite condiții. Și atunci, venind pe Pământ, ai posibilitatea să le manifesti. Noi, ia imaginați-vă că nu există nicio lege. Nu există Dumnezeu, nu există lege, puteți să faceți ce vrei. Nu e adevărat. Păi nu. Nu e adevărat. Dar nu, ai legi. Ai legi. Ai legi sociale. Deci nu. Dar imaginați-vă că nu e nicio lege. Ce ai face? Așa e și... Haos. Deci îți dai seama că fiecare... Mă enervează oară. Zang, e la cap. Nu-mi place de aia. Zang. O, să rămână părinte. Da, merg. Dar poftiți. Dar părintele fiind creștin și practicant, o să-și ia scaunul fără burete, pentru că are o viață de așept în urmă. O să spune și o pioneză ca să... Deci, ideea este că motivul pentru care avem uitarea este tocmai ca să reluăm învățarea. Să o luăm de la capăt. Este ca și cum am luat de la început clasa 1, tocmai ca să ne readucem aminte lucruri pe care le-am uitat sau, nu le-am, sau le-am omis altădată. Ăsta e motivul pentru care uităm. Și e foarte bine. Plus că sunt spirite care se cred foarte înțelepte așa. Știi că e foarte... Când ești în cer, ești foarte deștept. Și ai soluții la orice. Și... E ca și cum ai fi un comandant de armată și ai zice ai un război, se zice divizia aia. Atacați. Dom'le, dar mor toți. N-are importanță. Mai am 100. Înțelegeți? Nu interesează că ăia rămân fără capete, fără picioare, că rămân copii fără părinți, că... Nu! Divizia aia. Atacați. Și atunci, trimite Doamne, Doamne, pe Pământ să fie și ei soldat. Adică să gândească bine când atacă o divizie. Ce înseamnă? Mulți înțelepți ăștia care au venit pe Pământ, ei au fost arhi strategi. Și vin pe Pământ special ca să vadă cum e să fii om. Cum e să dai naștere unui copil? Cum e să-ți moară cineva drag? Și atunci să vezi cum îți schimbi optica din cer. Am uitat să-mi iau uniform. Că e săptămâna Paștelor. Știu că nu îți convoiam nici data trecută, dar nu am control. Dacă vorbesc, nu, nu, nu sunt un om meu propriu. Și trebuie să... Asta este. Părinte, eu n-am nimic împotriva. Eu n-am absolut nimic. Ziceai de dumneavoastră, dar dacă ar intra direct în iad, cum ar fi și mai dureros? Nu. E bine, foarte bine aici. Așa e multă lume care se intersectează, dar... Începem cu întrebări? Da. Da. Am o întrebare așa, foarte interesantă. Și de asta te-am adus, pentru că trebuie să recunosc că nu știu punctul de vedere al dogmei.
Adică știam, dar între timp l-am mai pierdut. Semnificația Paștului la evrei. Și asta e cea mai simplă. Cu semnificația Paștului la creștini. Totdeauna întrebările tale sunt cu schepsiță. Niciodată nu e ce mai simplu. Simplu ar fi să spui că istoric pe Wikipedia, Paștele, Pesach, Sărbătoarea Trecerii, deci era pe 14 Nisan, Nisanul Lunii, nu Nisanul Mașină, undeva corespunând cu Martea nostru, evreii sărbătoresc ieșirea din Egipt. Sigur că da. Hai să facem o scurtă trecere de ieșirii din Egipt. Moise, na, evrei erau sclavi la egipteni. Duce Moise în deșert, ține post de 40 de zile, capătă accesul la Doamne, Doamne, se întoarce în Egipt. Să nu uităm că Moise a fost inițiat în piramide, a fost preot egiptean, pentru că i-a fost crescut de fata faraonului, care îl găsise în coș, etc. Bun, se întoarce, îi spune faraon să le dea drumul, nu le dă drumul și încep cele câte minute? Păi, a fost 10 minute. 10 minute. Nu sunt 10 pusuri. Bun, 10 minute. O să înțelegeți voi de ce zic eu de cele 10 minute. Pentru că o să ajungem la de ce se sărbătorește Paștele acum și nu mai târziu, sau cine are dreptate. Și o să ajungem la niște evenimente care sunt fie terestre, fie astronomice. Care au strânsă legătură cu religie. Bun. Face cele 10 minute. Printre cele 10 minute este ultima minute și anume partea de moartea primilor născuți. Da, inclusiv copilul faraonului. Deci, moartea primilor născuți a evreilor, când este trimis arhanghelul Mihail și omoară toți pruncii născuți primii. Da? Bun. Și sensul, înainte să se întâmple treaba asta, Dumnezeu spune lui Moise să ia un miel, să scurgă sângele într-un vas, să ungă pragurile de la uși cu sânge. Și să știți că ăsta este primul simbol al crucii. După care să mănânce mielul respectiv. Erau toți vegetarieni. Și după ce mănâncă mielul, tot ce le rămâne să le ardă, să le ardă de tot. Mă rog, vine Mihail, mielește pe cine trebuie. Scuzați termenul. Adică. Așa. Și atunci le dă drumul faraon, dar nu e ultima, că e aia cu mării. Da, e o plagă. Este bine așa, este un nesfârșit șir de minuni. Trecerea prin mare și apoi faptul că se închide exact peste... Bine, eu știu acum o teorie că atunci a fost vulcanul ăla din Santorini sau care a izbucnit. În momentul în care se formează un val din ăla, un tsunami, și înainte să vină tsunami, se retrage mare. Și între timp, cred că Moise a așteptat semnalul. Și șeful i-a zis, acum poți să treci. Adică exact cum s-a retras mare. După ce s-a retras mare. Care precede retragerea mării? Să știți că întotdeauna precede un... N-a despărțit Moise în mine. Astea sunt... Scuze. Și eu nu zic nu. Da, să fim serioși. Când vine un tsunami, se retrage marea, Moise a trecut și după aia a venit tsunami și i-a negat pe tot. Dar ca idee, unii zic pe baza cui au ajuns în zona respectivă gresii de aia de mare, care reprezintă spumă din cum se cheamă? Din vulcanică. Spumă vulcanică. Și n-avea de unde să fie. Au făcut calculele și de fapt ajunsese acolo în marea din zona respectivă. Nu reduce aspectul miraculos al întâmplării, oricum ar fi. Nu știu dacă e miraculos, dar e real. Mi-e place să avem o discuție de asta. Bun. Ideea este. A rămas... Bine că după aia prima Moise din Egipt 40 de ani, adică n-a avut solă și... Asta e altă poveste. Dar a rămas ca sărbătoare sâmbătă. Sabat. Și obiceiul era ca să taie mielul
Problema este, da, se face o paralelă cu Paștele nostru, mielul Moise să fie mielul Hristos. E mult mai profund. Nu este numai Paștele. Noi legăm Paștele, într-adevăr, legăm de înviere. Până la urmă, e o coincidență, că este tocmai ca să nu se apare această coincidență, întotdeauna se fac calcule ca Paștele care să se sărbătorească creștinii să nu fie cumva în acea zi, în acea săptămână când e Paștele evreiesc. Creștinii au fost atât de speriați de Paștele evreiesc, încât erai blestemat dacă făceai cumva Paștele înainte de... Ca să se confunde, adică să știi că n-are legătură cu aspectul. Dom'le, are o legătură. Adică orice ți-a supărat, tot există o legătură. Gândiți-vă că în Joia Mare, Hristos, ce-a avut? A făcut cine acea detalii. Cumpărare? Da. Nu avea nicio legătură cu sabatul? Avea legătură de era înainte de înviere. Asta nu. Păi stai un pic, că nu știam că va învia. Apostolii nu știau. Le-a dat de înțeles. Le-a dat de înțeles. Dar niște clue. Dar eu cum am înțeles nici până înainte de înviere. Și nici după. Corect? Nu, unii dintre ei nu. Trebuie să stea mult până să-ți aia. Bun. Ideea este... Toma. Toma n-a înțeles. Și acolo s-a dus pe nori, special ca să înțeleagă. De două ori s-a arătat. Și la vreo mai cinci nori și la... Da. Deci ăsta a fost așa mai ca mine. Bun. Ideea este că sunt în strânsă legătură sărbătorile evreiești cu cele creștine. Numai când atât au fost speriați creștini și de ortodox, de evrei, au dat tot legea aceasta, nu cumva să. Dar există, apropo, și avem o întrebare. Diferența între calendarul gregorian și cel iulian. Și cel iulian. Și care este adevărat? Adică, bisericile creștine de pe rit vechi, sau catolice, sau cele pe maestre pe Cristi. Eu nu sunt sârb. Adică eu sunt născut la sârb, dar... Ești pe sârb vechi, chiar cam așa. Deci din start nu mai e... Eu sărbătoresc stilul nou. Că vrei dar, așa. Dar n-am nicio problemă să sărbătoresc pe stilul vechi. Și dacă pot și catolic, n-am o problemă. E mare avantaj. Mare avantaj te-am spus acolo. Problema cu stilul vechi este că cam adevărat. Nu e. Și nu există fantasmagorie și o minciună istorică care s-a și dovedit. Nu există niciun 13 zile pierdut, adică cum deodată brusc va dispărut 13 zile. Haideți să vă explic cum au dispărut astea 13 zile. Totul se leagă de momentul morții lui Hristos. Momentul morții lui Hristos pe cruce a avut loc în eclipsă de lună totală. O eclipsă de soare totală. Și s-a calculat momentul eclipsei de soare totală, care există și este demonstrată matematic. Cei care au făcut calculele și-au dat seama că, făcând Paștele într-un anume fel, într-adevăr s-au îndepărtat. Păi cum? Foarte simplu. Că s-au îndepărtat de momentul respectiv. Când eclipsa de lună de soare totală este când este lună plină. Și calendarul nou se stabilește în funcție de luna plină. Da? Da? Din păcate, cei de rit vechi greșesc. Nu vă spun, nu sunt, vă dați seama că eu sunt... De ce se împaște pe stilul vechi? Și Paștele este calculat în funcție de ritmul lunii. Este lună. Lună plină. Plină. Prima lună plină după solstițiul de primăvară. Corect. Și tocmai că e corect, se arată faptul că și vine și lumina sfântă, exact pe stilul vechi. Dacă ar fi să ne gândim că s-a pierdut 13 zile, nu puteau toate odată. Cât un minut, cât un minut, la un moment dat, puteam să zic că ieși nopții la 3 după amiază. Da. Nu sunt pe stilul vechi? Nu. Toate. Și noi luăm lumina pe stilul nou. De la care? Bun. Aflăm lucrurile? Sincer, ortodoxe nu am trecut niciodată pe stilul vechi. Asta a fost o forțată civilă, politică, pentru a se așeza altfel ca și pentru a se face o ruptură între biserici. În realitate, n-a legătură calendarul civil cu cel bisericesc. Sfântul întâi cu mine s-a stabilit pastaria până la sfârșitul lumii. Păi da, Părinte, dar lumina nu vine acum o dată cu noi? Întâmplător acum.
Păi nu, acum întâmplător simte că avem ceva de ortodoxi. Dar așa se întâmplă la 10 de ani. Poate ne... Păi și anul trecut cum avea el? Nu se păra. Distanță mare de o lună. Între Paște catolici ortodox. Și în fel de una, Paște e zăi catolic și stilul vechi. Adică Pascalia, datul de Sfântul Ecumenic, calculată până la sfârșitul vremurilor. Niște calcule făcute de Sfinți atunci prin revelație la Crăciune și care au rămas așa și au și să vestem că așa să rămân până la sfârșitul veacului, indiferent cum se va întâmpla, va fi decalaj de 1 milion de ani. Fantastic. Timpul mântuirii, timpul sfânt, e un timp paralel. Nu are legătură cu timpul civil al nostru. Nici o legătură. E un timp interior, lumea interioară, părințească. Sunt emolituri, spiranțe naturii, asupra vieții, care nu are legătură cu realitatea noastră. De aceea spunem, ne rugăm ca Împărăția noastră să fie aici pe pământ. E Împărăția ta, pentru că încă nu este. Și când se va întâmpla, pare că o să vă așeze și el. O zi s-a pierdut, s-a rugat Iosonalii, cu mâini la cer, ca să învingă război cu amaleciții și s-a pierdut o zi. S-a scoperit științific că o zi lipsește din istoria Pământului, în rotația lui. Că s-a putut opri din rotația Pământului, fără să sară mările din matcă. S-au mișcat 3 munți, deci 3 cazuri în istorie când munții s-au mutat cu puterea rugăciunii. Sfântul Marcu Ascetul și încă doi sfinți, un patriarh Ierusalimul și încă un sfânt. Care știu că munte, mai este părinte, la Sfântul Serapion, spunea că înțelegă la Sfântul, părinte mai este în lume credință ca în primul veacuri. Și acesta nu mai este așa, părinte. Mai sunt sfinți care să zică muntele acesta, muntele mare, și el să munte și în timpul aceea munte care au s-a mutat cu totul mare, kilometri. Și spune, munte, n-am spus să te munți, munte-te frate, de înapoi, am vorbit decât cu părinte de Serapion. Și muntele s-a mutat înapoi. Apoi, din muntele, ăsta e din Abisinia. Apoi în Egipt era un munte care s-a mutat când au venit, când creștinii de acolo au fost amenințați cu moarte de către musulmani și a spus că Hristos a fost învincinos, nu poate el să spună că se poate muta munții cu puterea gândului. Și le-a dat 8 zile ca să reușească să mute munte. Au făcut post, rugăciune, toți până când au găsit un s-a întâmplat că minunea n-a făcut nici patriarhul, nici sfinții de atunci, nici cu sfinții, că erau 80% erau călugări, așa erau orașele pe atunci. Și un argintar. Un argintar care nu a fost până la procesiune și s-a întâmplat că venise o femeie bucuroasă că au plecat-o și ăsta era un băiat frumușel și a zis să-i facă și eu ininel. Și când i-a zis, da, dar vedeți că mai avem 2 zile de trăit. Și ne omoară musulmanii și a zis, nu, nu contează, mă bucur că te-am văzut. Dar de ochi, de asta am venit. Și a zis, da? Și a luat puțin că poftim ochiul. Dacă vii, ți-l dau și pe stângul. Și aia a început să urle, a fugit. Și a auzit patriarhul, imediat l-a chemat, frate, tu trebuie să te rogi la Dumnezeu. Uite, ne-am făcut post 3 zile. Deja este a 3 zile de procesiune, de sunt 6 zile, mai sunt 2. Roagă-te așa, ia crucea mâna și spune, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, munte, a ta, parcă zic, da? Mută-te în Nil, în, așa, pentru rugăciune părinților și care sunt aici. Și prima să în Tatălui și a Fiului Sfântului Duh, când a spus cuvântul ăsta, mi-a apucat să termine fraze cu muntele și să mute, cu tot cu satele care au de musulmani pe el. Și a ajuns până în mijlocul Nilului și acum, la ora actuală, muntele se află acolo și există Nilul, are sinuos așa, nefiresc, ocolește, că e mijlocul măcii Nilului. Și ocolește se întoarce după ce ocolește. Deci asta e o minune care este dovedită și acum. Deci chestia cu mare, o chestie simplă, e pentru începători. Este rar. Da, face cu munte. Bun. Eu mai am aici întrebări. Cine deschide cerul în timpul liturghiei? Toate astea au legătură. Au legătură și cu lumina de Ierusalim, care nu vine că se roagă patriarhul grec, ci că se roagă un vlac de al nostru, că asta taină mare tot, dar nu se spune cineva care să vrea să afle, să afle. E un jurământ. Vedeți? Dumnezeu face jurământ cu toți. Cu Adam și Eva cu jurământ. Și așa este mai bineînțeles. Cum Noe, același jurământ s-a repetat. E un film Noe.
Acum, după modelul maestrului, recomand filmul acesta. Fantastic. Da, nu, dar nu e e comercial. Oră și eu și erau de pe unde erau. Erau oameni. Ideea în sine. Ideea interesantă. E fantastică. Nu e, da. L-a binecuvântat exact ce a luat în esența din Biblie. L-a binecuvântat pe noi cu binecuvântarea lui Adam. Deci noi nu mai avem păcatul Adamic. La botez nu se șterge păcatul Adam, că Adam nu mai exista. Stipul lui Adam s-a stins până la noi și Adam pe noi a repetat binecuvântarea lui Adam. Crește și vă mulțiți, obțineți și stăpâniți. A repetat o nouă binecuvântare și a făcut și în semnul jurământului curcubeu. Pe Avram la fel. Și semnul jurământului a fost schimbarea numelui. Și înserarea unui litere din tetragramator, în litere era Abram, cea la numit Abraham, Het, a treia literă, a inserat în mijlocul cuvântului Abram. Și asta a fost un jurământ, semnul jurământului. Acum, jurământul luminii. Faptul că lumina se pogura, de fapt, întotdeauna în templul lui Moise. Iar taină mare, că se află în Talmud, undeva rătăcită istoria asta, că lumina Ierusalim se pogura la evrei. În fiecare an. În fiecare an, evreii primeau lumina. Asta era puterea lor. Erau păcătoși și prea de cap în imaginația de ce făceau evreii. Și totuși cum aveau autoritate rabine. Pentru că aveau în spate, o dată pe an, această minune și speria poporul. Această minune. Erau niște uși, 10 de tone, 40 de tone, uși care se deschideau singure, de aramă, gigantice. Se deschideau singure. Sfântul Vasile cel Mare avea aceste sistemătare la Constantinopol. Se deschideau ușile și cobora lumina. Lumina care cobora partea de nord, nu de răsărit. Acolo era Taur, era invers, se orienta spre nord. Așa. Când, după, la răstignirea Mântuitorului, când s-a crăpat catapeteazma templului, timp de 70 de ani, lumina n-a mai coborât. Și au spus că lumina n-a mai coborât. Nu se mai roșea, țacul dispus și dor, fiindcă era alb și se făcea roșu, pe loc se puneau, se găsea ceva și era aruncat după aceea în pustiu. Minunile astea nu s-au mai repetat. Însă, lumina cobora, că niciodată n-a codipsit de lumină planeta Pământ. A coborât la Biserica lui Hristos, la coborârea Duhului Sfânt, de atunci a început să coboare la creștini. Și aici este taina. Cui a făcut jurământul? Că nu există în anale, nicăieri. În Sfânta Scriptură există, la fiecare, clar. La Avram, la noi, la Adam, la toți. La creștini unde? Nu scrie. Este o chestie ocultată. E la al patrulea mag, care i-a spus, Nelie, Elie, Lama, Sabatonin, nu a spus, n-a vorbit Dumnezeu Tatăl, ci cu acel al patrulea mag. Și cu acel dac, acelui dac i-a făcut jurământul că l-a coborât pentru el lumina, fiindcă venise cu focul veșnic. Nu era întuneric beznă, că pământul nu ardea, nu putea să ardă nimic, decât acest foc dăruit, bineînțeles, de sorginte divină. Ce s-a întâmplat? Acest mag, urmașii lui, acea rămășiță a pământenilor cu care Dumnezeu ține încă acest jurământ, sunt daci care au fost trimiși de Justinian în 527, când s-a construit mănăstirea Sinai, la care ea recomandă următorul pas va fi. Sunt Ecaterina, după la Sinai, această mănăstire fabuloasă, unde și rugul Moise, și unde există o enclavă de daci, care până nu vin ei de la Ierusalim la înviere și până nu se roagă ei, lumina nu coboară. Nu are nicio legătură. Sinai nu e în Iordania acum? În Egipt. În Egipt. Da. Bun. Ce rugăciuni și psalmi se pot citi în perioada asta? Da, e într-adevăr. Eu aș recomanda o chestie care nu știu ce este așa de rar recomandată de biserică, plânsul de Sfântul Efrem Sir. Deci este ultima, această săptămână este un rezumat al întregii. Postul, de fapt, s-a terminat. Postul Paștului s-a terminat. E 40 de zile. Acum 50 și ce, încă 12 zile în plus. Deci, postul de 4 zile era pentru catecumeni. Pentru cei care urmau să se boteze. Și încă pentru care liturghia e prima parte. Această săptămână e un rezumat al întregului post, care îl țineau înainte, într-adevăr, creștinii, care erau deja luminați și aveau Duhul Sfânt. Și apropo de Duhul Sfânt și de cine face reformă și cum o face. Și după care trebuie la botezul invizibil, fiindcă copiii înainte, cum se poate.
moarte. Eu trimit ce există o putere de sunt care să pierd. Într-adevăr, când spunem că împărtășeam nu la fel peste tot, nu este pentru că acel Duh Sfânt nu mai au mulți și s-au pierdut, fiindcă, de exemplu, în România, în anul 800 și ceva, nu mai aveam continuitate, nu mai avea cine să hirotunească preoți. Și au coborât pusnicii din munți, vreo 12, s-au rugat și au sfințit un episcop. Dar asta era exact în caz de urgență. Niciodată, niciodată excepția nu trebuie să înlocuiască regula. De atunci, noi avem puterea bisericii a pusnicilor, nu a harului gratuit. Pentru că înainte, orice păcat... Eu am văzut oameni, un grec, episcop grec, care n-avea nicio taină, niciun efort. Simțeai, nu se sforța deloc. Aveau un putere, deci se unduia așa pământul, asfaltul sub el. Deci era o forță a Duhului încât se mișca lucrurile, trecea sinestezie. Înduia așa în jurul lui, se, ca un câmp foarte plin de unei găuri negre. Se arcuiau lucrurile, pur și simplu. O forță a Duhului sunt fantastică. Nu avea nicio taină, nu se ruga niciun fel. Avea Duhul Sfânt, acela gratuit care spune în dar ați luat, în dar să dați. Aceea pe care Simon Magul vrea, îi cerea la apostol și nu i-a dat, fiindcă nu ți se dă la rugăciunea cuiva. Se dă direct lui Dumnezeu. Problema e că ca să ajungi la nivelul lui, trebuie să te rogi 40 de zile de post negru, de exemplu. El nu face fără să facă niciun efort. Face doar așa. Face, deci, fără niciun efort. Deci, e incredibil. Acest Duh Sfânt de care spun și s-a pierdut la noi și de aceea tot suferim, pentru că tu să ajungem la nivelul lor cu un efort fantastic și în același timp suntem și păituiți de câini negri, de tot felul de duhuri, rupți, trași înapoi, de casnici, de prieteni, de rude, de familie și numai să nu urcăm stăitoare. Și nu avem asistența Duhului Sfânt. Asta e problema. Bun. Aici e întrebarea mai mult pentru noi. Și că dacă se poate face terapie în săptămâna mare. Din perspectiva mea, absolut da. Mântuitorul a zis la un moment dat, dacă pică o oaie într-o groapă, ce face? O lași acolo? Sau că și el a fost acuzat că face vindecare de sabat. Da? Deci e clar că terapia, și mă refer, orice terapie care este de la Dumnezeu, poate să fie, nu-i muncă. E lucrarea lui Dumnezeu. Și atunci poate să fie făcută oriunde. În detrimentul oricui. Deci, voi trebuie să înțelegeți, pentru Dumnezeu, omul este mai important decât orice. Cred că se referă la cei care țin post negru. Dacă poate să facă terapie. Nu? Și asta se poate face. Evident că o terapie este mult mai eficientă dacă ții post negru. Dacă își pierde câmpurile și devine mai slab. Dacă își pierde câmpurile, cu atât mai mult se lipește în minte. De nu există așa ceva. Da, vreau să mă arunc pe voi să explicăm ce sunt deinile. Sunt utrenii. Vine acum utrenii la dimineața. Dimineața. Este slujba de dimineață care se face seara, de fapt. Pentru că ziua liturgică începe seara, mai exact, la ora 3 după amiaza, care înseamnă ceasul al 9-lea. Dar ce se fac treinile în săptămâna asta așa? În timpul anului, când e o sărbătoare mare, se face tot așa noaptea, se cheamă priveghere. Este privegherea care include neam slujba de dimineață, fiindcă privegherea înseamnă să stai până dimineață. Noi am scurtat-o denia asta, o slujbă de dimineață, care ține o oră, două, fiecare biserică. Deci denia, de exemplu, de marți, se face luni seara. Noaptea, trebuie, da. Întrebare. Se pot primi misiuni personale în aceste perioade? Dacă poți să ceri misiuni personale în aceste condiții și cum și dacă ți se schimbă misiunea personală? Asta cred că e pentru mine. Deci, între două sărbători mari pe an, în ceea ce privește pe creștini, sunt momentele de cotitură. Deci sunt ca, cum să zic eu, pentru mine și nașterea Mântuitorului și învierea, reprezintă ca un restart. Din punct de vedere al misiunilor personale. Deci este un moment în care încerc să iau decizii. Și se recapătă misiuni personale. De multe ori, habar n-ai ce misiune personală ai și nu poți să-ți dai seama decât după ce trece sărbătoarea, că se schimbă viața, se întâmplă altceva. Evident că, de la un anumit nivel spiritual, poți să afli ce ai de făcut mai departe.
Da. Noi, să zicem, suntem niște oameni obișnuiți și nu știu. Pot să vă spun că dacă se schimbă misiunile personale și cu atât mai mult, misiunile astea personale au, start, ceea ce ați făcut voi în postul ăsta. Pentru că, să știți că postul Paștelui, postul Paștelui, sunt foarte importante. Adică sunt momente de curățare, sunt momente de... Evident că cel mai important lucru acum de Paște este să vă mulțumesc pentru că vreau să vă las mai doi, să vă spune să vă epilați. Deci, cam așa sunt cele mai importante lucruri de Paște. Să vă pregătiți pentru înviere. Evident că era o ironie. Cel mai important lucru pentru înviere este pregătirea ta. Suflet, curățenie, gând. Gândirea e foarte importantă. Să știți, gândirea este mai importantă decât cum să zic eu, bună seara. Decât câteodată manifestarea mea. Pentru că noi suntem în niște scheme, suntem în niște situații, suntem în niște Dar gândul meu poate să fie alt. Dumnezeu să știți că nu se uită nici în stomacul vostru foarte mult, nici în aia. Este evident, postul negru, vă curăță. Da? Dar, repet, țineți minte treaba asta, că sunt foarte puțini care vă spun. Nu tot cel ce zice Doamne, Doamne, se mântuie, ci cel care face voia Tatălui meu. Voia Tatălui poate să fie orice. De la omorât, Moise, când a ras tot, până la vindecări. Și învieri. Deci gândiți-vă ce paletă largă e a face voia lui Dumnezeu. Așa că nu mai judecați oamenii, că e atât de ușor să greșești când judești pe ceilalți. Da? Deci voia lui Dumnezeu poate să fie orice. Nu suntem în măsură să judec. Eu nu judec niciodată. Nu e treaba mea. Am văzut atâtea în viața mea și atâtea necunoscute încât nu mai judec. Deci este un moment al pregătirii. În funcție de ceea ce faceți voi, evident că vi se poate suplimenta misiunea personală. Poți să trăiești mai mult. Bolnavii capătă dreptul să trăiască mai mult. Misiunea voastră personală relativ la oameni, servicii, familii, persoane, se pot modifica. Da? Dar asta depinde foarte mult de voi de ce ați vrut. Există, evident că există niveluri spirituale și aici. Că există postitori, există cei care se roagă. Dacă mă întrebați pe mine, v-aș fi foarte clar să țineți postul negru. Deci, cum să spun eu, de astă seară, la revedere, până de miere. Ca să vedeți cu adevărat ce înseamnă și să simțiți lumina. Chiar cu foamea care o să o aveți, o să vedeți altă lumină decât dacă mâncați mielul de pe acum. Da? Tradițional era toată săptămâna, se ține. Bine, asta rămâne scrie. Neam post negru, la toată săptămâna. Ei, erau unii mai șmecheri care joi seara mâncau șobar, ca să fie mai sănătos. Da? Mă rog, de asta rămâne scrie. Eu am persoane care practică magie.
în perioada asta. Este adevărat că au mai multă putere în perioada, în săptămâna asta? Din mâna practică magia. Da. Dar se simt într-adevăr... Asta nu e acum. Nu, prima săptămână a postului. În ce e bătăria? Da, dar magia a fost să faci. Sănătoasă de tot. De la, pe la florii. Când ei reușesc ei să fure, aici nu înțeleg cum să ia iluminări cu puterea luminii, cu puterea cu ți-a îngerul la împărtășanie, ți-a lumina împărtășanie, în locul tău, cum dai seama și ți-a toate darurile. Sunt cu adevăr asta și... Ia o mână. Da, vreau să spun ceva. Să vă fie foarte clar. Dacă se acționează într-un termen util, într-un timp util, orice magie poate să fie dezlegată. Deci cunosc cazuri în care n-am mai avut, într-adevăr, ce să fac. Dar au venit târziu, când erau bușite toate structurile. Deci înseamnă că boala era acolo de ani, magia respectivă. Atunci, măi, dacă ceva vi se întâmplă, simțiți că vă e rău că aia, mergeți și începeți să vă dezlegați. Simplu fapt. A merge la dezlegări, la un preot. Simplu fapt de a merge la o slujbă, de a vă închina la la moaștrea unui sfânt. Știți că dezleagă problemele de magie. Și dacă vă faceți în baie cu acolo, da, se practică magie în săptămâna asta. Rău. Pentru că e în opoziție cu săptămâna viitoare, nu să fie săptămâna luminată. Și acum puterea răului e maximă. Așa cum o să devină maximă în momentul morții Mântuitorului. Și atunci e balamul cu cel mai mare. Întunericul. Bun, dar dacă vedeți că vi se întâmplă, ce zic, bă, pentru Dumnezeu, că noi avem o grămadă de moaște de Sfinți în București. Până nu le ia și le mănâncă. Eu cine? Mare privilegiu să faci magie. Adică ce ne-am face fără antrenamentele astea? Absolut, da. Eu mi-au prins foarte bine. Doar că mai... Mie ca mie. Bun, ideea este, mergeți la moaște, vă dezlegați. Bai, n-am făcut sare. Rugăciunea personală. N-am pus degeaba. Sunt moniftele pe net. Deci nu degeaba l-am pus. Tocmai ca să există posibilitatea de dezlegării, să nu... Și, Părinte, dezlegări. Da, nu e simplu. Dar dezlegări nu poți să le spui pe spate preotului. Clar. E și postul negru. Eu de ce zic, voi mai țin o zi de post negru? Pentru că orice magie se dezleagă la momentul postului negru. Iese la suprafață. Nu rezistă la postul negru. Și dacă ai o practică a postului negru sau a ajunării, zan, e ca și cum ai avea 99 de legături. Păi dacă ai 99 de legături și vine cineva la mine cu 99 de legături și le are de 20 de ani, zic, n-ai făcut și tu 99 de cruci în toată viața asta, da? Că dacă făceai 99 de cruci, te dezlegai. Corect? Depinde și cum le faci. Mă, dacă le făceai 99 de cruci corect, te dezlegai. Deci nici practica crucii nu mai avem. O secundă, să nu credeți că eu zic că acum crucea este un panaceu universal. Dar în anumite condiții este foarte ok. Putem cere protecție permanentă împotriva celor care practică magia pentru tine? Absolut, da. Puteți să ceriți. Dar nu înseamnă că o primiți. De demon doar cu post și rugăciune este. Nici mă practică. Au și Sfinți care nu reușit. Deci dacă nu-i practică postul, și ca să înțelegem un pic ce înseamnă postul. Post nu înseamnă postul ortodox că mâncați pe nasul de soia. Și salam de soia și cum se cheamă? Lapte de soia și fasole și... sau, da, nu uite. Mâncați. Nu! Postul în Biblie este negru. Da. Nu există. Gândiți-vă că apostolilor li s-a spus că și-au luat grâu de la și l-au frecat în parte și au mâncat boabele. Și a fost întrebat Mântuitorul, dar pentru ce o cincitei nu postesc? Bă, au mâncat niște boabe de grâu. Se considera că nu țin post. Bă, e clar? Deci postul în Biblie înseamnă negru. Restul asta cu postul ăsta e pentru copii, spunea Duhovnicul. Postul copiilor. Când te îmbuim cu de toate. Prăjituri de post.
plăcinte de poz, supe de poz, ciocolată de poz. Și asta e, nu e poz. Dacă e de poz, da. E de poz? Eu zic că da. Cum te ajută? Eu nici nu știu, sincer, trebuie să recunosc. Cum te ajută pâinea și vinul făcut în noapte de piele? Am luat și eu odată, de la ce nu trebuia și mi-a fost de rău. Era un taică popă de la care era... Ne-a dat, pe ea cu rechii, i-a dat afară, a ținut doar pe ea pe care a distinzi și... M-a pus, mă rog. Lua comisiune, da? Avea misiune la comandor. Ce-i cu pâinea și când s-a făcut la pâine? Vorba de acel har pe care preoții cam pot pierde. Asta e problema. Se pierde. Mă, normal, n-ar trebui. Noi învățăm că e indelebil, așa se cheamă. Este veșnic. Poate primi, nu mai ține nimeni. Se poate opri. Nu, se poate pierde și nu se ține nimeni. Se pierde destul instantaneu la cel mai mic greșel. Și de luat înapoi foarte greu, foarte greu. Și dacă tu atunci, în perioada aia în care ai avut niște greșeli care îți poate opri lumina Duhului Sfânt și faci cele ale slujbelor, ale Dumnezeu, păi riști să nu prea vină lumină, ci întuneric. Chiar fără să vrei. Te rogi acolo ce trebuie. Nu poți să aduci multă de apă. Există categorii, sunt rânduri foarte clare, care spune preotului ce are voie să facă, ce n-are voie. Și când am făcut anumite abateri, îi se spune exact ce nu trebuie și când nu trebuie să facă. Păi da, da, eu știu că au scos asta din Daliot și de le-a convenit. Exact, din păcate le-au scos. Ce nu le-au convenit, au scos, nu? Da. Bun. Și la Ierusalim, acea împărtășanie n-avea nicio putere. Deci, pâinea asta și vinul din noaptea de viere, ce-i cu ea? Ce reprezintă? Este o pâine binecuvântată. Ce se întâmplă? Această Paște acestea se face de fapt la vecernia de sâmbătă și să nu uităm că lumina de la Ierusalim vine ziua, sâmbătă între 11 și 2 după amiază, da? Pe la 1, o țin eu. Așa, păi, poate să vă știți. Atunci se sfințesc aceste Paști, nu noaptea de înviere. Ele se dau de fapt o binecuvântare care se face la vecernia de obicei la litie. E o pâine pe litie care se dau celor care ajunează. Ajunare eram cei care ținau creștini, care ținau post negru și lumea și-o din biserică, la primire, până a doua zi după liturghie. Și atunci se dădea această pâine ca să-i întremeze. Pentru asta erau pentru ei. Nu erau Paște prânci care stau acasă și vin să stăia. Am înțeles. Nu că am luat și eu, dar bănuiesc că am luat făcut nevrednicie de... Nu mi-i critam. Poți să-ți faci pații de protecție în această perioadă folosind cunoașterea? Poți. Ajută, da? Nu asta e important. Te ajută săptămâna mai să lucrezi asupra karmei de neam? Absolut, da. Ții poți negru toată săptămâna și rezolvi și problemele din karma de neam. Sau plătești un terapeut și lucrează. Deci trebuie să înțelegeți un lucru. Voi sunteți primii care puteți să lucrați pe karma voastră. Mai mult decât să vă spun, băi, țineți post de aici, băi, rugați-vă. Mergeți să se lucreze pe voi. Mergeți pe la masă. Masurile sunt tot o formă de plată de karma de neam. Mergeți la liturghii, mergeți la locuri sfinte, mergeți în pelerinaje. N-am ce să fac pentru voi. Pot să vă îndrum, pot să arunc un ochi, dar nu pot să fac eu pentru voi și nici nu vreau. Și vă spun de ce nu vreau. Înainte, se părea firesc să ajut pe toată lumea, pe toți. Și după aceea mi-am dat seama, băi, dar cum mai faci diferența? Cum mai faci diferența între cei care vor cu adevărat și cei care nu vor? Și nici măcar Dumnezeu nu intervine. Deci nici Dumnezeu nu intervine. Este o cursă. Este o competiție. În casa tatălui meu sunt multe locașe. Dar numai cei vrednici. Fiți vrednici. Deci vă dau pluri, dar fiecare o să mă bucur pentru voi dacă o să ajungeți unde trebuie. Dar credeți-mă că nu o să mă zbat prea mult. Pentru niciunul. Și mi se pare corect. Adică întrebați, vă ajut. Cereți, vă dau. Dar altfel nu. Unde e iubirea de Dumnezeu dacă nu faceți voi? Adică ați vrea să stați și să lucrezați.
Nu. Dacă mi-ai permis. Da. Mântuitorul și te-a înghițenat nici cum se ruga, până la fel de sânge. Spuneam, Părinte Sfinte, nu pentru lume, mă rog, ci doar pentru cei pe care mi-ai trimis. Este învrăjitor fragmentul ăsta, nu știu ce îl scoate toată lumea din... evită nu le convin. Nu vreau să spună. Păi nu avem să merge pentru omenire, nici pentru parte, nici pentru univers. Cei pe care îi sunt trimiși, este cam exclusivistă religia noastră. Nu e așa simplu. Da, dar asta nu te împiedică. Deci el a fost trimis pentru câțiva și mi-a pus problema să mă bun, și dacă n-a fost trimis și pentru mine, ce mă fac? Mă duc în el. Și după aia găsești pilda samarinenci. Și atunci oricine poate să aibă cândva fără maia de la masă stăpânilor, dacă vrea. Și în timp poate să devină prin Și știi ce spunea Părintele Arhiatru la fel? Spune, în vremurile din urmă, vor fi oameni care vor lua locul preoților, oameni care o să ia locul episcopilor, și vor fi în locul acestora, în cer, îmbrăcați în haine albe. Deci oricine poate să devină preot sau episcop. Știi ce înseamnă asta? Pentru că oamenii n-au înțeles că a fi preot sau episcop presupune să treci peste o anumită dimensiune a răului. Da? Episcop nu te face că spune cineva mâna în cap. Echipa episcop presupune, știți că țara noastră e împărțită așa. Episcop presupune că eu pot să domin asupra răului din pătrățica mea. Și parohie înseamnă că eu pot să domin răul din parohia mea. Și patriarcă pot să domin răul din parohia mea. Ei n-au zis că puterea spirituală nu se dă. N-aș și ție. Se dobândește. Că poate să-ți dea cineva harul. Dar cu harul ar fi în luptă. Și fiecare ajunge la nivelul lui în funcție de nivelul luptei la care a ajuns. Adică dacă o să ziceți, la un moment dat, vă rog, spune cineva, că dacă treci peste dimensiunea răului, vine alta și alta. Și atunci de ce să te mai bați? Mai bine stai. Ideea nu este așa. Nu. Eu trebuie să urc. Și nu am altă soluție. Vreau să vă spun ceva. În viața asta, principiul creștin este. Cine nu urcă, coboară. Și a urca, presupune să cresc, ca putere, ca și cunoaștere, ca și smerenie, ca înțelepciune, ca blândețe, ca toate. Dar asta vine, să știți, în călire. Iar călirea este lupta cu răul. Neavângerii căzuți nu sunt răi. Aici e mare sunt frații noștri. Da. Ei ne ajută foarte mult. Vorba la Părintele Cleopa. Dacă n-ar fi, ce ne-ar face noi? Cum ne-am mai mântui? Da, ne ajută foarte mult. Sunt ascultători de câte oameni. Ei fac voia Dumnezeu. Nu ești de acolo. Da, dar problema este de oamenii care se folosesc de rău. Exact. Asta era Părintele. Mi-a trebuit ceva timp să înțeleg. Făcea Părintele. Mie nu mi-e frică de rău. Zice, da, mie mi-e frică de oamenii care se folosesc de rău. Pentru că rău, rău funcționează după niște legi pe care nu le poate încălca. Singurul moment în care le poate încălca sunt când fac voia unui om. Atunci nu mai există nicio lege. Și de asta e problema. Și când un rău, nu o să le spune numele, nu se mai supune legilor divine, să știți foarte clar că în spate e un om. Și atunci mă duc pe firul apei. Și îl găsesc. Și când îl găsesc, îl îmbrățișez cu multă iubire creștină. Mă rog. Ce ai voie sau nu are bine să faci în Săptămâna Mare din punct de vedere spiritual? Da, Părinte, am voie să stăm? Am o mașină la stăm. Tradiția e cam ciudată. Când mănânci oțet în Vinerea Mare. A fost... Nu mă refer la tradiție, mă refer chiar din punct de vedere spiritual. Oamenii sunt, deci, sunteți bombardați. Tot felul de tâmpeni. Că n-am voie să spăl, că n-am voie să calc, că... Nu știu cum ce parcă nu pot să calc rugându-mă. Nu pot să spăl, spunând rugăciunea minții. Deci lăsați tâmpenile astea. Bine. Cred că sunt totuși lucruri pe care pot să le lasă săptămâna. Pare. Sau... Dar... de fiecare. Să nu răspunzi răul cu rău. Deci este cel mai greu de făcut. Dacă reușești asta, e mai mare cu tot ce poți. Răul cu rău înseamnă și
spate și cineva pe persoană și tu să-l dăruși pe fiul, să-i zâmbești. Incredibil de greu. Deci, dacă nu mai costul mare, cred că face cât tot costul. Eu nu cred că am reprezit asta cu ce-l place. O să mă spomeni să public. Este o ruină. Nu știu dacă are niște pasă cu o săptămână, nu. Deci, din punct de vedere spiritual, sunt, de ce sunt tot felul de bani pe la biserică? Și încep să te sfătuiască ce e bine și ce nu e bine să faci, că e bine să coși, că n-ai voie să coși, că n-ai voie să împletești, că n-ai voie să... Eu nu le găsesc justificarea, nu le găsesc o justificare spirituală. Se referă la magia sfântă care e foarte, așa, nativă la noi și pe care e... Cum e conodatul în timpul demilor? Păi da, da. Îngerii legați. Și în timpul și la timpul la Evanghelie, cel 12, cu 12-9-2, se fac obsartirea, urmări întoarse, deci n-am știut, că în căști nu există așa ceva. Vezi doar că mai bine. Da, da, cam așa este. Deci cu aceste cursuri, că dacă n-aș fi știut cum este cu liturghia neagră, cum se face liturghia pe invers. Nu știam și că există ceva. E incredibil că se pot face toate astea. Și da, acum, cu cât e mai mare această rugăciune în comun, creează un câmp de rugăciune. Ca să folosim mai puțin termeni, dar nu se minte asta. Această atmosferă de rugăciune are un înger al ei. Și cu cât e mai mare acest înger, cu cât sunt mai mulți oameni care se roagă într-o anumită direcție, în acest sens coerent, cu atât puterea asta poate să o folosească cineva. Deci acum gândiți-vă că sunt două biserici, și catolici și ortodoxi, și sunt aproape toți creștinii, se roagă pe aceeași linie. Mă gândesc cu groază câți copii au fost răpiți. Ce ritualuri magice de magie neagră s-au folosit cu acei copii răpiți, atunci va folosi această lumină, acum. Și într-adevăr este folosită magie neagră din Habal. Sângele copiilor care țin 4 de zile până la Purim, îi creștează, îi ține capul și peste asta? Da. Că asta nu vreau să știu ce face pe ei. Și magie neagră. Da. Da. Bine, asta nu vă interesează. Nu știu, nu am gândit să discutăm astăzi despre magie neagră. Din păcate există și treaba asta. Vreți, nu vreți să există. Sper să nu vă afecteze niciodată. Dar să știți că eu am văzut oameni afectați de așa ceva și am chiar o problemă. Adică, mă fac acum un proces de conștiință apropo de cineva, dar mă rog. Da, nu e vina mea, propriu-zis, da? Și vreau să împiedic un lucru. Cred că l-am crezut mai tare, se crede el. Din punct de vedere spiritual, ce se întâmplă? Deci, unul, nodurile alea care se fac în timpul deilor, în timpul Evanghelilor, nu sunt corecte. N-ai voie să alegi pe nimeni, nici măcar de legea. Deci, cei care fac așa ceva, dar vreau să spun că am fost preos cu care am vorbit și care am spus, nu mai lăsați oameni să facă noduri și a zis, zice, dragul, nici nu măcar nu m-am gândit la așa ceva, eu vedeam că fac noduri, dar tu zici, e o chestie de aia. Și în momentul respectiv a interzis să mai facă noduri în biserica lui. Pentru că se leagă îngerii din timpul Daniela, da? Și ei, tradiția populară spune că faci nodurile atunci, te duci acasă, când ai o problemă, dezlegi un nod. De fapt, tu ai obligat spiritul respectiv, l-ai ținut legat și îi dai drumul și îl condiționezi să te ajute, pentru că nu poți să te rogi frumos, să te conectezi la Deni, să rogi un înger să te ajute. Adică nu trebuie să ții neapărat legat. Adică eu, unui om pe asta, aș vrea, bă, să stai și tu legat un an de zile, să vezi cum e. Dacă ți se pare așa de firesc, legi. Chis și unge și mașină. Bine, v-am zis, sunt mulți oameni care habar n-au avut. Am zis că dacă fac nod, o să fie de bine. Bun. Ce înseamnă să ajungești? Deci e important. Mă refer la toate tipurile de rugăciune. E ajunarea, acum, cea mai curată și frumoasă definiție, tot de la apostol. Combat. Este, într-adevăr, puterea de a trece peste un demon. Și cam nu am găsit nicăieri, nici în dogmatică, nici în toată cunoașterea ortodoxă, definiția mai clară. Am găsit la Puznici. Era o pildă în care se spune așa. Erau doi puznici. Și nu zice, mulțumesc Dumnezeu, astăzi am ajunat, am mâncat după apusul soarelui. Că asta era ideea. Dacă le spune, mulțumesc Dumnezeu, astăzi nu m-am enervat deloc.
Și era problema ce e mai important, să ajungi sau să nu te enervezi. Eu zic că ambele sunt importante. Eu zic că ambele sunt importante. Dar o chestie de ajunare. Eu vă spun de ce e importantă ajunarea. Și mai ales pentru terapeuți. Atâta timp cât tu mănânci, nu trăi. Ai mâncat, ai început să trăi. Dacă ai făcut terapie, dacă ai făcut funcție, dacă ai făcut așa. Și există un moment în care crești. Atunci nu poți să-ți permiți să preiei energie negativă. Eu am mulți maniști pe care îi văd așa mai negri. Încă nu le-am spus, dar o să le spun. Da? Și ei devin negri, tocmai pentru că nu ajunează și fac terapie și mănâncă. Mănâncă, fac terapie, mănâncă, fac iniție. Și atunci ei acumulează în ei. Și o să-i vedeți că întotdeauna o să mai priduți. Nu o să vă deții nici unul. Stămăți. Bun. Și atunci, apropo, după aia, ajunarea se recomandă celor care au probleme de magie. Când stă cineva pe capul tău, Dumnezeu n-ai altă soluție. De ce? Pentru că în momentul în care ajunezi, nu se mai leagă în tine magia care a fost făcută noaptea. Și sunt oameni care sunt răi, sunt oameni care sunt disperați, sunt unii care nu înțeleg ce faci. Și atunci ei consideră că, mulți consideră că eu fac bine, că apără dreapta credință. Și îți fac rău, crezând că ei fac bine, nici măcar nu poți să superi de ei. Sunt doar ignorant. Nu ai de ce să te superi. Nici nu poți să le răspunzi la rău cu rău, decât când hotărăște Dumnezeu, gata, să saturești Doamne, Doamne, și bam, și liniștește. Dar până atunci, n-aveți decât să vă dezlegați. Programele astea, tot ce ține de magie, se face pe suflet. Da? Sunt programe care se acumulează pe suflet. Și atunci, în momentul în care nu mănânci, programele astea se dezleagă. Și de asta, când n-ai mâncat de la 12 noapte, da? Și te duci a doua zi, să știți că până la 12 se dezleagă o parte. După aia încă o parte. După aia încă o parte. Când a apus soarele, deja m-a murit. Și problema este că, să zicem, ți-a făcut cineva ceva. Ajunând, cu fiecare zi care trece, îți scade puterea magiei care ți s-a făcut. Este o practică pe care o recomand tuturor celor care au probleme de magie și vă înseamnă că poți să stea toată ziua în terapie. Se mai numea, și mai este o chestie mai ușoară pentru început, pentru tinere speranțe, și se spunea postul maicii, parcă, care ținea până la ora 2, parcă la amiază. Adică, nu mâncai până la ora 2. Asta în fiecare, sau trei, în fiecare zi. Deci, când treci pe postul maicii, treci, nu mai există sărbătoare, nu mai există zi, mănânci după ora 3. Și ăla dezleagă foarte bine. Dar, în perspectivă, eu am avut un duhovnic care mânca seara după ce apunea soarele. Deci fructul nu e până la curte? Nimic. Ce ai? Dar poți să bea ghetul. E de post. Bun. Și-a natură. Să poți să te împărtășești. Că, mă rog, era preot, te-a împărtășit. E egal. Sectele religioase care se autodenumesc creștine. Care țin ca zi de sărbătoare al 7-a zi de sâmbătă. Sunt creștine? Se închină lui Hristos? Da. Îl luau pe Hristos Dumnezeu? Da. Iisus este cel care îi mântuie? Da, absolut da. Faptul că i-au pierdut niște valori care se regăsesc în Ortodoxie și în Catolicism, nu înseamnă că ei sunt mai puțin creștini decât voi, pentru că eu vreau să vă spun ceva, până la urmă, cel mai important lucru nu este dacă țineți voi denile sau nu. Cel mai important lucru este, dacă aveți o relație personală cu Hristos, aia vă mântuie, să știți. Și atunci, decât să fiu un ultra-ortodox care este reflectată dogma ortodoxă, mai bine sunt orice altă nație, orice altă, eu știu, dar am o relație personală cu Hristos și știu că Hristos mă va aștepta la moarte și o să mă ia de mânuță și mă duce în partea aia la altă. Bun, dar cum poți să recunosc pe Hristos ca Mântuitor și să am într-adevăr o relație cu El? Dar Hristos, te recunosc ca Mântuitor și vreau să am o relație cu tine. Vreau să am o relație cu Hristos, dar eu nu recunosc ziua învierii, adică duminica. Și ce dacă crezi că are vreo importanță dacă a înviat vineri sau sâmbătă sau duminică? Nu este baza creștinismului? Nu neapărat. De vreo Mesia. Nu. Hai să spun ceva de ce nu este cel mai important lucru. Hristos a înviat, corect? Pentru că a mai stat pe Pământ. Și atunci e foarte importantă, da, învierea.
care demonstră cum mai există viață. Nu mai stă pe pământ, nu mai stă de vorba, ai mâncat niște miere, nu? Ziua învierii vor să fie în orice zi. Deci, până la urmă, asta e cel mai important lucru. Voi vă axați foarte mult pe... pe scheme. Pe scheme de gândire. Da. Deci, unul, hai să vă spun un lucru, care nu sunt de acord. Și nu sunt de acord și nu o să fiu de acord niciodată. O persoană a fost violată. După ce a fost violată, domnule, are o revelație. Eu sunt psihoterapeut. O să duc și anul ăsta din trauma violului, revelație. Trauma violului, revelație. Crezi că îi fac bine? Da sau nu? Părerea voastră. Dacă duc un om, tot timpul, la momentul unei traume, credeți că e bine? Nu. Bun. Nu înseamnă că eu cresc energia aia? Da. Ba da. Voi, de tehnică, dianetică și ăștia care fac. Și dacă eu dezogramează... o să mă conectez tot timpul și aduc starea mea la starea nefericirii cristice, nefericirii lumii, la momentul morții, la momentul bătutul cuilor. Credeți că e bine pentru omenirea asta? Clar nu! Deci, bă, cei care au căpătat stigmatele nu s-au conectat la înviere, la bucurie. S-au conectat la moarte! Și atunci unde e șmecheria și unde e vina? Nu recunoaște fenomenul stigmatelor? Nu, fenomenul stigmatelor există. Fenomenul stigmatelor există. Dar orice individ care se transpune în anumite stări, va căpăta starea respectivă și în funcție de energia de acolo o va manifesta. Cum? Este exact principiul autohipnozei. Da? Iei moneda, e fierbinte și te arde. Nu neapărat. Ei au vrut să împărtășească din suferința lui Hristos, care mi se pare că se poate de firească. Eu nu cred că e firească. E o etapă. Deci, asta ceva. Nu cred că e firească. Eu nu cred că... m-ați auzit pe mine vreodată despre durerea? O secundă. Mă cunoașteți de atâta timp, da? Mulți sunteți pe calea voastră. M-ați auzit pe mine vreodată vorbind despre durerea cristică? Am vorbit vreodată... O singură dată am făcut treaba asta. Și ăsta era curs de mari maestri. Și pot să vă spun celor care sunteți maestri. Pentru Dumnezeu, noaptea de... Adică vinerea când așa... Dați un sehechi. Șocul este Sehechi, Henshazation, moartea pe cruce, dacă aveți sânge în voi. Te trântești de lume felici. Mi-am făcut-o. Așa. Și nu mi-a mai trebuit. Da. Odată. N-am făcut-o de ce? Dacă vreți cu adevărat să faceți un lucru bun, trimiteți pentru Dumnezeu. Lumină la momentul morții lui Hristos. De ce? Preluați și voi din durerea Lui. De ce s-o ducă El pe toată? Deci voi v-ați obișnuit ca Hristos să vă ducă la toți poveile. Dar mai luați voi și din voi din puterea Lui, din povara Lui. Nu mai fiți niște miloci. Exact. Păi, corect. Azi. Ăla da om. Și Padre Pio și mai mulți. Faceți treaba asta. Luați din povara Lui Hristos. Toată lumea așteaptă ca El să vă ia problemele. Dar niciunul nu se gândește, bă, eu fi și Lui greu. După 2000 de ani, toată lumea se milogește la el să ia bubele. Că nu are bani, că nu-i sănătos, că se ceartă cu nevasta sau cu soțul, că e în divorț, că a pierdut averea, că toată lumea se plânge. Păi, dar chiar așa? Nu mai cerem? Luați și voi din povara Lui. Nu, Doamnă? Occidentul, incapabil de a transcende valorile creștinismului, se cantonează în suferință, în patim. Noi, fiind de partea răstăritană, de surgintă revelată, noi ne axăm pe înviere. Deci, ortodoxia, noi avem ca reper învierea. Acum se pare că va veni o nouă perioadă a Duhului Sfânt și se pare că asta se va întâmpla după ultimul sinod. Ne vom, vom avea ca imagine de refer Duhul Sfânt, Păgurea Duhului. Cam așa e și normal. Deci sunt etape și în evoluția omenirii. Umanității. Da. Și în evoluția unui om. Da. Haideți să spun. Vreau să vă spun ceva. Vreau să vă spun ceva. Clar, Iisus Hristos vă poate ajuta. Iisus vă poate lua din poveri.
și e dispus să o facă. Dar vreau să nu uitați că așa este corect, ca și voi la rândul vostru, bă, să luați și din poverile altora, dar să luați și din povara lui. De cine e Iisus? Eu cred din primul. Că mă refer la perioada aia. Da, la momentul ăla și numai la momentul ăla. Adică, mie unul, mi se pare un lucru de bun simț. Da, m-ai ajutat, da. Mai dă și tu, frate. Adică, măcar avem bun simț că am făcut ceva pentru noi. Eu nu cred, știți? Asta face parte din naționalismele, știți? Nu cred în românism. Eu zic că dacă vrei, și mi s-a spus că eu nu sunt prea patriot. Păi, eu cred că dacă faci ceva pentru țara asta, e mai bun decât un naționalist de la ieftin. Așa e și cu creștinismul. Bă, dacă faci ceva pentru oameni, e mai mult decât să mă bag cu pumnul în piept și că sunt creștin și sunt ultra-ortodox. Și dacă ești cu adevărat, apoi îl mai ajut și pe Hristos un pic. Că poate și el are nevoie de ajutor. Ce zici? Bun. Ideea este, eu am cunoscut secte și întrebarea face că am trăit printre adventiști de ziua 7. Sunt extremiști din perspectiva mea. Dar au o relație foarte bună cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu unul. N-aș putea să trăiesc printre ei, pentru că sunt mult prea da. Dar îi apreciez pentru ceea ce sunt. Eu nu mă pot. Adică, stai și mă gândeam. Cred că spiritul meu e prea mare și nu poate să fie prins în niște reguli de alea atât de rigide. Sunt oameni care se simt bine regulile lor. Eu nu pot. Dar am trăit printre ei și îmi place cum gândesc, îmi place cum mine au o gândire care aia, dar câteodată mult prea extremist. Pentru mine. Deci ei nu prea știu ce e milă. Adică păstrează creștinismul ăla vechi. Ai greșit, te scoate afară din adunare, ca un flux stricat. Nu te mai ține. Adică... Da, Doamne, Doamne, m-am dus și am văzut și asta. Din perspectiva mea, e dreptul lor. Dar eu sunt implicat. Care sunt principalii stâlpi ai creștinismului? Nu știu ce înțelege cine ce a scris prin stâlpii ăștia. Pe ce se bazează creștinismul? Care este? Primul lucru este întemeierea creștinismului. Este adevărul Duhului Sfânt. De acolo este stâlpul de bază. Și ce s-a omis? Cheile care s-a dat lui Petru și încredințarea bisericii n-a fost lui Petru, a fost lui Iacob cel bătrân. Cel mai bătrân între a fost Iacob, nu Petru. Altă mistificare. Sediul și sufletul bisericii era la Ierusalim, la Roma. Au fost luate manuscrise, a fost trădat Iacob. E o taină, nu intru în detalii. Așa, în loc să fie... Și de aceea ruperea între ortodoxie și catolicism a fost făcută în primii ani. În primii 50-60 de ani. Până în 50 deja a apărut sinod, cearta între apostoli. Pentru putere. A fost infiltrat în interior biserica, tocmai ca să se rupă această putere fantastică. Pe ce se întemeia? Pe Duhul Sfânt. Acel care a venit sub formă de flăcări asupra celor 12 apostoli și inclusiv a Maicii Domnului, care este apostol, bineînțeles, și a avut și a puterea de a lega și a rezulta. Alte chestii care, nu știu cum, se împacă unii cu ea. Așa. Stâlpul bisericii este cheile împărăției cerurilor. De aici provine. Și taina aceasta de a ajunge la Dumnezeu prin semenul tău. Deci asta este cheia de bază, cheia de boltă. Că spune că sunt piatra în capul unghiului. Ce înseamnă unghiului? Ce făcea Iisus în joia cea mare? Spăla picioarele ucenicilor. Deci asta este un simbol, este o lucrare care oare creștinul adevărat, acela puternică, acela care a mutat munții cu privirea. De aici provine. În sensul că noi toți suntem o ființă colectivă, ne purtăm sarcini unii altora. Nu numai, vedeți noastră, răul nu este exact ce am vorbit până acum, nu în îngeri, în noi.
Și în momentul în care suntem o ființă colectivă și conștientizăm asta, râul nu mai are loc. Nu mai are unde. Și atunci Hristos de aceea spune, unde sunt doi sau trei numele meu, acolo sunt și eu. Sigur că da. Bun, hai să vorbim un pic de Părinte Șani, că am spus să... o să... Părintele și vreau să atingem subiectul ăsta, vreau să fac chiar să facem un subiect despre Părinte Șani, dar, mă rog, fiind acum, despre importanța Împărtășanii. Hai să vorbim un pic de unde și de la ce a plecat Împărtășanii. Am început bine cu Paștele. De la zima care se adaptă poruncă la mese ca să mănânce evrei înainte să plece din Egipt. Era vorba de o azimă de șpâină care să nu dospească. Bine că putem spune, subiect motiv de igienă, nu, este cu totul acela. Dospirea reprezintă puterea credinței. Era nedospită pentru că ei erau nedospiți, nu erau crescuți. N-aveau Duhul încă în ei. A trebuit să treacă 40 de generații ca să se purifice, să iasă, să ajungă în țara făgăduinței. Adică, în locul lor spiritual, împărăția Duhului Sfânt. Că asta este. Ei erau la un nivel în care nu erau dospiți. Pe când dospirea pâinii reprezintă creșterea noastră spirituală, un ferment al credinței, acela care ne ajută pe noi să trecem, să ne ridicăm și să transcendem formele. Pâinea este, are formă de cup, împărtășare, exact ca piatra la meta. Un cup trebuie să fie perfect. Vinul și apa e împotir. Marele mister este ceva fantastic. Este așa, avem potirul, sunt un disc, crucea și sunt acopie. Sunt patru. Avem patru evangheliști. Evanghelia înseamnă testament. Au fost 12 apostoli, deci sunt 12 evanghelii, obligatorii, în crezut că cea mai citită, adică sunt 12 testamente. Și acum episcopii fac testamentul, din numele că sunt apăcuți episcopi, nu la sfârșitul vieților. Fiindcă asta e tradiția. De ce s-au scos Evanghelia? Nu că ne sminteau, nu. Trebuia să sublineze patru. Patru este tetragramaton. Iod, He, Vav, He. Ce se întâmplă când despici patru litere și între ele coboară caduceul, Ișin? Înseamnă carne. Păi din Iehova, care e Dumnezeu Tatăl, pui carne la mijloc, și este întruparea de Dumnezeu Tatăl, se transformă în Hristos. Și trebuie să fie obligatoriu patru pe Sfânta Masă. Aceste patru elemente, din patru zări, se adună și formează, se constituie trupul lui Hristos. Marea lui Moise a fost despărțită tocmai prefigurând împărtășania. Iod-He, Vam-He. Și au trecut poporul lui Moise. Viitorul Iisus Hristos din carnea lor s-a născut. Și au despărțit cele patru litere, două litere, două litere, și Dumnezeu s-a întrupat într-un viitor Iisus din cei care au trecut prin ape. Împărtășeam, vă spun, nu este cea mai înaltă taină. Este începutul creației și sfârșitul ei. Este toate universurile la un loc, se întâmplă în momentul împărtășeanii. Când mi-e frică și acum, dacă doar mă gândesc așa, despart așa cele patru litere și se coboare Hristos aici, numai dacă mă gândesc așa, se și întâmplă. Și s-a și întâmplat, jucându-se niște copii în fața Sfântului Vasilice Mare, în mănăstire, și a venit foc din cer și ars altarul lor. În glumă numai. În glumă. Bun. Ca să facem o sinteză pe care interesează următorul aspect, faptul că la cinea, prima împărtășanie a fost cinea cea de taină. Da? În Joia Mare. Bun. Păi și-o luma. Împărtășania, eu sunt mult mai aproape ca și gândire cu cinea cea de taină de la Milano decât cu aia din filmul Franco Zeffirelli. Adică, sincer, am fost să o văd. Și eu cred că aia este, de fapt, cea cea reală. Și cine a avut loc la masă, nu pe jos. De asta e părerea mea. Bun. Ce vreau să vă spun. Împărtășania și momentul împărtășaniei este momentul în care, de fapt,
și asta vreau să țineți minte, pentru că vreți, nu vreți, viața vă va duce în diverse situații. Și când o să mâncați cu cineva, se va produce ceea ce se cheamă armonizare. În momentul cinecele de tain, de fapt, s-a produs o armonizare. Armonizarea a avut loc în toți cei 3 ani sau 3 ani jumate când a stat ucenicii pe lângă Mântuitorul. Dar cinea cea de taină e foarte importantă pentru că, din punct de vedere spiritual, se produce polarizarea. Adică, toată lumina lui Hristos se polarizează în apostoli și tot întunericul în Iuda. Bun. Pentru că să nu credeți că și Iisus a avut o lumină și o umbră. Nu asta e important. Ceea ce vreau să asta e părerea mea. Dar ceea ce este important este că, de fapt, împărtășania simbolizează punctul final a unei evoluții spirituale. Deci i-a învățat până aici. Până aici. Și în momentul respectiv le-a dat din carnea și din trupul lui. Deci în momentul respectiv i-au ajuns vrednici să stea la masă cu Mântuitorul. Au stat la masă cu Mântuitorul. Dar trebuie să țineți minte că nu e important să stai la masă cu Mântuitorul, pentru că poți să fii ori apostol, ori Iuda. Și că e foarte important unde te pui. În ce, pe ce loc te pui. În locul apostolilor sau în locul lui Iuda. Deci nici măcar împărtășanie nu e importantă, pentru că la împărtășanie și să știți că lecția asta, lecția joii, este o lecție foarte dură și pentru mine. Pentru că, de ce? Am avut situații în care am avut elevi care au luat-o în bălării. Și știți ce mi s-a spus? Mă, din 12, și unul a luat-o razna. Dacă la el a luat-o razna unul, ce pretenția să am de la mine? Pentru că nu am dat să faci procese de conștiință. Dom'le, dar dacă făceam așa? Dar dacă făceam așa? Nu era mai bine dacă făceam așa? Dacă făceam așa? Ei, gândiți-vă că dintre apostolii lui Hristos, unul a luat o razna. Deci există șansa celor care se ocupă de evoluție spirituală și să nu uitați că există posibilitatea ca unul dintre ei să vă ia razna. Voi nu aveți decât să faceți tot ce puteți pentru el, ca așa a avut Hristos și pentru Iuda. Până în ultima clipă i-a zis, Iuda, nu cu mintea, ci cu sufletul. Și apropo de ucenicii pedagogi, înainte să lucrează într-un unii care, indiferent cât ai încercat să vorbești, deci nu rațional, nicio șansă. Nu știu, aștept eu unde, te rogi de el la Dumnezeu Tatăl pentru el. Că direct n-ai cum. Da. Mai rog faci pentru el. Bun. Ceea ce vreau să spun. E foarte importantă împărtășania. Împărtășania va aduce toate energiile divine, toate energiile cristice. Deci toate structurile. Corect. Pentru cum te pregătești? Bun. Împărtășania poate să vă fie medicament. Sau se poate transforma în... pedeapsă. Pedeapsă. Totul depinde de voi și de modul cum folosiți treaba asta. Mulți s-a dat, mulți se va cere. Așa că eu nu spun. Eu nici împărtășiți-vă, nici nu vă împărtășiți. Aveam un duhovnic care spunea, dragi, nici am vrut să mă împărtășesc de aia. Dar ce trebuie ispita? Pentru că în momentul respectiv apare ispita. Pentru că răul vrea să ia de la tine. Că e medicament. Că se reface sufletelul. E forma de refacere a sufletelului prin ortodoxie. Că este benefică. Eu sunt primul care sunt de acord. Dar pentru asta, deci dacă vreți să vă împărtășiți pe ea, atunci aveți o viață ca lume. Pentru că altfel o să bucure tot în jurul vostru. Adică eu sunt pe următorul principiu. Voi mai bine fac bine. Și că o fac o să mă împărtășească Mântuitorul, dacă vrea, pe partea elaltă, decât să mă împărtășesc și să fiu lângă o altă grămadă care s-au împărtășit și sunt mai jos decât... Dar își așteaptă... Întuneric. Bun. Și mai vreau să spun, apropo de împărtășanie, corect. Potențează, apropo de cei care practică terapiile. Potențează terapia. Da? Deci vă poate ajuta. Dar pentru asta trebuie să aveți un anumit tip de viață. În conformitate cu legile ortodoxe. Da? Deci trebuie un avantaj. O rugăciune acolo, care, cu care asta atunci s-a revelat și mie. Că o zic și rutină. Și simt
sfințește, și sfințește, Doamne, mai întâi pe robii tăi și apoi pâinea aceasta. Întâi spune, rugăciunea de sfințire, transformarea pâinii și vinul în trup și sânge Mântuitorul este precedată de sfințirea credincioșilor. Sfințește, Doamne, mai întâi pe robii tăi aceștia și apoi. Deci este o chestie că aceea vine în funcție de cât de coborât sau ridicat ești tu, așa vine și puterea împărtășanii. Nu-ți vine mai mult, ar fi arde pe toți. Normal, vine cât conduce. Cât conduce. Și oricum se deschid cerurile, deci indiferent cum ar fi, în momentul ăsta este pentru terapeut sau că pe toți i-am rugat, veniți acolo, fiindcă măcar 5 minute se prinde când se deschid cerurile. Este foarte important. Descărcări, refulări și întuneric. Acum. Nu, mă uitam la întrebări, dar vreau am efectiv întrebări despre Paște. Voi aveți întrebări despre Paște? Ce vreți voi să mai știți? Eu nu cred că am epuizat subiectul Paște. Paște înseamnă foarte mult. Vreau să vă zic ceva. Eu aveam o problemă la Dumnezeu, cu Dumnezeu Tatăl. Și mi-a fost destul de greu să înțeleg taina întrupării. Taina întrupării. Deci tot ce înseamnă Hristos pe Pământ. Și aveam o supărare pe șeful. Și nu prea, dar de fapt te las să înțelegi. Și am bine la Doamne, dacă eu am un băiat, da? Și am o problemă cu niște vecini. Păi, pe fiul meu să-l omoare. Și ziceam, nu e așa un fel de a scoate castanele din foc cu mâna altuia? Și e greșit. Și vă spun și de ce e greșit. Și asta face parte din taina învierii. Și un lucru pe care Dumnezeu a lăsat ascuns. Voi când vorbiți despre Hristos, vorbiți despre Hristos ca de pe persoană separată de divinitate. Adică, nu ni se spune că trăimea este una nedespărțită. Dar nu avem... Asta e cel mai greu de înțeles. Cel puțin pentru mine, poate că înțeleg mai ușor. E greu de înțeles următorul aspect. Băi, Dumnezeu s-a născut. Dumnezeu ăla care a făcut tot Universul. S-a născut, a luat formă de om, a trăit ca un om, adică a făcut caca, a făcut pipi, nu știu dacă a avut erecții nocturne sau a mai făcut și el o hartă, dar bănesc că dacă altfel nu m-ar fi înțeles. Nu? Părinte? Bun! După care, mă rog, a început să-și... Toată lumea crede că el s-a născut Dumnezeu. Păi n-avea nicio fară dacă se năștea Dumnezeu. El trebuia să nască noi tare și să descopere că e Dumnezeu. Să-și descopere divinitatea din el, să descopere că ea, să-și descopere puterea, să învețe, să țină post, să ia pe urmele lui Moise, să ia pe urmele lui Solomon. Să înțeleagă ce e înțelept. E că era mai înțelept. Asta e clar. Bun. Să ajungă să moară și să învie, să întoarcă înapoi. Deci el ce-a făcut? S-a dus de pe tron, s-a făcut om și s-a întors înapoi pe tron și a zis, băi, fraierilor, dacă eu pot și voi puteți. Bine, nu așa, asta e... personal. Dar lasă, nu discutăm despre fiii de Dumnezeu acum. Iisus intră în ei, dar vreau să vă spun ceva. Asta este taina manifestării divine. Dumnezeu poate să trăiască și trăiește prin fiecare din voi. Iar prin Hristos, El a trăit patimile și a preluat ideile omenirii. Nu știu dacă înțelegeți treaba asta. Dumnezeu, să știți că este o manifestare din fiecare din voi. Iar marca este o manifestare din fiecare din voi. Deci tot ceea ce simțiți voi simte Dumnezeu. Toate durerile voastre le simte durere. Toate bucurile voastre le simte Dumnezeu. Credeți că e masochist sau sadic? Și că El vrea să suferim? Nu. Dar noi suntem, fiecare suntem o formă de manifestare a lui Dumnezeu. Dar Iisus a fost, cum să zic, o epopee a manifestării divine. Da? Pentru că El a avut mai mult Dumnezeu decât El. Noi avem mai mult noi decât Dumnezeu. Asta e raportul dintre noi. Iar Dumnezeirea noastră este cât renunțăm noi la ego-ul nostru ca să manifestăm pe Dumnezeu. Ei,
Și asta s-a întâmplat. Deci în momentul în care voi vă referiți la Iisus, să nu uitați că de fapt este Dumnezeu, Dumnezeu la care a făcut tot universul ăsta. Și ăsta este tot mai farmec cu creștinismul lui. Imaginați-vă că vă duceți, nu, voi nu pe lună. Și că stați pe lună, da? Și că vă uitați acolo în jos. Și acolo undeva pe planeta Pământ s-a născut Dumnezeu. Dumnezeu la voi vedeți universul și este Dumnezeu care a creat universul. Băi, și Dumnezeu ăsta s-a născut într-un punct. Atât de important omul pentru el. Da? Vă duceți un pic mai sus pe soare și vedeți că planeta Pământ se vede undeva. Atât este de important omul pentru Dumnezeu. Când din mărimea lui s-a transformat într-un punct ca să vă salveze pe voi. Asta e farmecul lui Dumnezeu. Știu că pare ciudat, dar mi-a trebuit ceva timp să concep cum a făcut el asta. Și știți care e pilda care vine în afirmarea acestui lucru? Și nu intră cu japca, înseamnă că el mă consideră... Nu vine de sus. Nu vine de sus în jos. El vine din deci de la nivelul meu. Asta trebuie să înțelegeți. Hristos vă tratează pe fiecare din voi ca pe un egal, ca un Dumnezeu. Faptul că m-am dus o dată la un botez, mă rog, taica Popa a vrut să vadă dacă eu sunt creștin. Și îmi zice... să faci cruce, primul nu! Rând. Ei, pot să fac cruce, nu. Nu sunt chiar atât de poze, dar... dar era aia cu... mă închin lui Hristos. Ai fost naș. Am fost naș. Aaa. Cu mine. Aaa, lepădările. Nu lepădările. E aia când spui... mă închin Tatăl și Fiul și Duhul. Nu. Trebuie ce răpinde în spățită. Așa. Și aia e o fază în care spui că unui împărat și Dumnezeu. Da. Mă închin ție sau cum e? Mă închin Tatăl și Fiul Sfântul Dumnezeu. Trebuie ce răpinde în spățită. Așa. Mă închin Tatăl și Fiul Sfântul Dumnezeu. Tot aici este. Da. De ele face parte de lepădări. Trimice că Dumnezeu așa. Asta este. Nu este. Din lepădări face parte. Dar nu mai știu exact. Precede de botezul, la început, mai întâi. Și trebuie să spui de trei ori că... te închin lui ca un împărat și Dumnezeu. Da. Mă rog, și să te atent să vă zic. Eu n-am
nicio problemă să recunosc pe Iisus Hristos împărat și Dumnezeu. El este. Dar în același timp, eu știu că El mă tratează pe mine ca pe un egal. Eu știu că în momentul în care o să-L întâlnesc pe Hristos, El nu o să fie pe tron. El o să fie la nivelul meu și să spună, Dragoș, ai greșit? Sau nu ai greșit? Ai făcut bine? Sau poate că aici puteai să faci altfel? Am știut că ești de mai solidiști, să vadă dacă... Da, să vadă dacă se poate, da. Dacă îmi trebuie ceva. Da. Și cred, nu-i ca unui împărat, ci Dumnezeu. E, nu? Ție minte. Nu, nu, nu. De câte ori am spus. Și s-a uitat să vadă. Ei, ai trecut de asta în gard. M-am niște și eu. Ai niște și tu? Dar în momentul ăsta este Hristos pe pământ prin extensie? Hristos e pe pământ și prin extensie. Da, și? Și o să fie. Păi și o să fie care până la noi de tot vădesc. Nu. Există și extensii cu vârste astrale mai mari care fac parte din... Adică sunt bucăți din supra-eu Cristii care se nasc pe pământ. Și manifestă un program. Bătrânii? Nu bătrânii, chiar părți din el. Adică un spirit mare... Stigmatizație? Nu. Deci un spirit mare, la un moment dat, se poate divide și se coboară din el părți pe cioamnă, care se manifestă prin oameni și iau misiuni personale. Iar când... Momentele de până istorie? Da. Și sunt toate... cum se cheamă? Toate... Mă rog, toți din cer pot să aibă așa ceva. Și sunt foarte interesante. Și toți aceștia sunt pe diverse niveluri spirituale. Și sunt epoca. Și azi sunt epoca, dar am zis, dar nu cred că mai vrea să nască el, că rămâne acolo. Are altă treabă, poate să nască. Am zis că a devenit artist strateg național. E cam în curte pe ăștia. E în curte rău. Să facă el ceva. Bun, altceva. Ce se întâmplă cu cei care mor în săptămâna mare? Ce se întâmplă cu cei care mor în săptămâna luminară? Asta e întâmplă de rugină, ține de o chestie de catechism. Da, în săptămâna mare nu se fac pomeniri de morți și nu se face nici mormântare. E grav. Adică dați seama cineva care mor mare acum, de seama săptămână. Vă dați seama că trei sfertul, câte, mai mult de trei sfertul din planeta asta, săracii, asta e o poveste, evident. Adică, domnule, este adevărat că dacă ești creștin și îți se întâmplă să mori săptămâna mare, e un semn nasol. Vorbesc foarte serios. Aici se pune problema de semne. Și dau un exemplu, că la un moment dat ne povestea părintele Agatul, că a cerut semn, apropo de mama lui, și a cerut la Dumnezeu că dacă era bolnavă și a cerut la Dumnezeu să-i arate că dacă moare în zi de joi, parcă, nu mai știu exact, nu vreau să fac greșeală. Atunci înseamnă că nu s-a mântuit și că dacă își moare într-o zi de miercuri sau vineri, înseamnă că s-a mântuit. Mă rog, și a murit joia. Și ne-a spus el că motivul pentru care nu s-a mântuit era că mama lui descânta. Și îi părea rău de cineva care era bolnav și descânta și, mă, și asta este o problemă. Pentru că în momentul în care descânti, dezlegi omul respectiv de rău. Dar se întâmplă următorul fenomen. Preiei păcatul respectiv. Și tu îl plătești. Bun. Și atunci ne povestea părintele Agatul, dar trebuie să ține post negru pentru mama lui. Și a ținut 3 zile de post negru și ne povestea ispitele prin care a trecut. Că în prima zi mi-a adus, că avea mai multe cumnate, și a adus o cumnată lapte cu fier de-aia în mămăliga care rămâne pe cea umană, că știa că îi place. În a doua zi a tăiat un purcel și a adus purcel la cuptor. Și tot așa. Nu mai ispită de asta să nu poată să țină postul la negru de 3 zile. Deci, într-adevăr, din perspectiva poporului creștin, a muri în săptămâna patimilor este un semn că persoana respectivă nu este foarte ok. Și într-adevăr, din perspectiva divinității, din perspectiva se cheamă creștinismului, a muri în săptămâna luminată, când sunt deschise cerurile, vă dați seama că sunt deschise cerurile pentru ortodoxi, nu pentru toată lumea, înseamnă că te duci frumos
trenul. Da? Altceva. Alte întrebări. Am putut că și-am sătumat cu acceptul care am mutat cu multe acesta cu puterea gândului în glumă. Așteptat că acum se presentă Serapion, pe 30 de ani. Cum a ajuns el atunci? Păi ajuns după ce 30 de ani a fost adus pe muntele acela, plutea pe o scândură, și muntele îi luase Sfântul Serapion 70 de ani urce până în vârf. În fiecare zi, diavolul trăgea până în jos. Nu creștea nimic, mânca de foame pe pământ, de apă, bea apă din mare, 30 de ani. După 30 de ani, când diavolul trăgea pe pietre, rămânea și fără piele și fără carne, de coasele, și era mai mult mort decât viu, brusc i-a apărut un păr ca o blană pe el, a dispărut orice durere și în fiecare zi îngerii aducea mâncare, dar nu așa împărtășea nicăalte, nu, mâncare, mâncare. Cu fructe, cu masă pusă, cu tot, tot, tot. La mine Sfântul Serapion, erau două porții de o pâine aburindă, fructe care mirezmase tot muntele și o apă dulce de izvor, așa că răsă din direct în rai. Și nu vedea pe nimeni Sfântul Serapion și lasă seama că era un înger. Problema care e? A ajuns la 130 de ani. Deci ca să ajungi acolo, a trecut prin 30 de ani de chin ca să ajungi la binecuvântarea asta. Deci ideea că ne gândim noi cumva că în 2-3 zile, luni și vorbim cu Arhanghel să putem să primim în cer, e posibil. Doamne Crește, nu zice. Orice e posibil. Dar e mai greu. Și totuși, chiar și acel Sfânt, aici e foarte interesant. După ce a murit, că Sfântul Serapion a fost adus el în groape. Când avea cine. S-a uitat atent și a văzut cum urca, urca, urca și a văzut vămile. Cât era el de Sfântul Marcu Asceptului, care nu prea vorbește biserica noastră. La un moment dat, o oră, peste oră, a fost reținut la o vamă, nu putea să treacă. Și se ruga Sfântul Serapion, Doamne, Doamne, te rog, cum și Doamne, te rog, și se uita așa și plângea. Cum e posibil? Chiar și Sfântul Marcu. Și o voce din cer, cutremurătoare, aduceți împăratul meu, Marcu, în ceata celor aleși. Atunci au zburat toți diavolii care îl țineau. Cum de la ținut pe el? Că nu avea cum să păcătuiască. Era izolat. Nu avea nici o față de om. S-a spus că de 100 de ani a văzut o față de om. Și ce s-a întâmplat? Cât a vorbit cu Sfântul Serapion la masă, că vrea să afle Sfântul Serapion ca să scrie viața, ce daruri, ce taină ținea el. Și a spus, mai, cum am zis, mai sunt credincioși? Nu. Să dau slavă lui Dumnezeu că nu o să fiu înlocuit în cetatea păcatului Atena, că din Atena era el. Și că m-a binecuvântat Dumnezeu să mor în acest munte, fără păcatele oamenilor. Simplu gând că a spus de alții că sunt păcătoși, pe el a ținut o oră și doar venea îngerul și îi ducea hrană. Și s-a gândit Dumnezeu să-l trimită pe pământ? Probabil ce e să ai nevastă și copii. Da, nu cred că mai ajungea niciodată el de vominarea și ei. Păi nu, dar clar trebuie să întoarcă, că n-a înțeles. Da. Asta vreau să spun, apropo de toată Sfințenia, nu face cât un gând bun adresat cuiva și era acel cizmat care la, se era mare puțin cantorii, sunt oamenii, toți se vor mântui, că nu mă voi mântui. Apropo de smerenie. Deci taina asta ascultării și a smereniei, când întrebați dumneavoastră ce se face să fără duhovnicul și cu spovedanie, că simte taina acum, care sunt cele șapte peceți, cartea Maestrului, cele șapte chei pentru cele șapte peceți, sunt aceste șapte taine, care pot deschide drumul omului, știu, de la un interval la altul. Sigur că da, sunt acei care nu au nevoie nici de preoți, de biserică, de împărtășeane, dar sunt cum e Maria Egipteanca. Dar Marea Masă, avem nevoie, cei care suntem aici, de scheme mântuitoare. Sigur că sunt scheme, sigur că ne pot împiedica. Dar pentru începători sunt foarte utile. Sunt utile pentru că ne ajută și sunt sigure. Sunt sigure. Dacă reușim să trecem de ele, sigur că sunt testate. După aceea putem să zburăm cu lucruri. Deci eu cred că există un nivel în care poți să faci așa ceva și foarte bine. Dar există un nivel la care trebuie să faci știința asta. Pentru că, până la urmă, pusesem la un moment dat pe net. Nu e spovedanie cea mai importantă, ci conștientizarea. Da. Conștientizarea și eliminarea. Ori vreau să spun ceva, că în perspectivă duhovnicia asta, dacă nu se dublează de forme de studiu, de psihoterapie, nu mai are foarte acolo. Pentru că, să fim serioși,
E ca și cum ne-am naște proști și am așteptat să ne înțelegească, să ne înțelegească Duhul. Duhul poate să vină, dar nu se poate să facă niciodată, cum să vă zic eu, din cine știu eu ce praștii să mă și pocnească. Sfinții n-au fost proști niciunul, toți Sfinții. Nu. Antonie era învățarea lui. Era un singur cu școală. Să fim serioși. Bine, totuși sunt și-a compensat ce e tot așa. A venit și-a compensat, dar nici măcar n-au scris ei mulți dintre ei. Deci, ca idee, nu zic, nu fac nici apologia intelectualului, nici nu încerc să scad mențele oamenilor care poate au înțelepciunea aia țărănească. Dar eu cred că educația e foarte importantă. Dacă n-ar fi atât de importantă în ochii lui Dumnezeu, n-ar exista școlile și n-ar fi rezistat școlile atâta timp. Și caracterul e important. Și e adevărat, caracterul fără... Dar poate mai mult caracterul fără școală. Știi, măcar școala te învăță să fii păcătos. Înțelegi? Că aveți o doză de bun simț. Dar eu cred că educația, inclusiv, e una dintre problemele pe care o să se confunde biserica la un moment dat, și anume lipsa cunoașterii omului. Și dacă biserica nu va adopta cunoașterea care apare din psihologie, va avea multe subiecte perspectivă și își va fi... Se învață. Nu e adevărat. Se învață cum se învață. Deci, una este să citești tu ceva despre psihologie, da, și apoi să faci ore de psihoterapie ca să poți să fii un lucru bun. Deci, astea sunt clarele. Și în perspectiva asta, cred că unul cu viitorul va fi un amestec de psiholog, terapeut, nervoterapeut, popă, medic și mai știu ce. Adică nu se poate altfel. Ca să poți să privești, să ajuți un om, trebuie să știi să privești holistic. Iar holistic presupune să știi și tainele duhovnicii, și tainele câmpurilor, adică cunoașterea câmpurilor și psihicului uman, dar și partea de spiritualitate și de Duhuri. Și totuși. Și totuși. Bine, cum am văzut, episcopul la sfârșit, dacă nu știe nimic. Dar omul te privește și într-o secundă ți-a spovedit. Poate să vină episcopul. Ți-a spus păcatele el. Deci, o secundă. Poate să vină episcopul ăla și să stea lângă mine și să mă curețe. Perfect! Extraordinar! Și mă duc acasă și o iau de la început. Oricum n-am înțeles nimic. Dar să spun partea la tot. Îl curez pe un om, asta e cea mai mare pustie. Și eu făceam la fel. Curățam un om în cât timp pot să-l vinde. Și venea... Deci am făcut așa ceva. La începutul de mine, că vreau să fiu cunoscut, vindecam oameni. Și dumne, făceam tot ce puteam în cât timp cel mai scurt. Și venea omul și zicea, aia, de că am făcut greșit analiza. Eu n-am avut nimic. Și sunt tot ce la vieță dinainte. Și nu înseamnă că eu fac prost ceva. Și de asta am început cu du-te la biserică, citește, pune mâna și pe aia, pentru că dacă nu se schimbă la nivel interior, n-are nicio valoare că episcopul ăla e clar. El e foarte valoros pentru el, dar pentru mine n-are nicio valoare. Pentru că dacă eu nu înțeleg și eu nu evoluez, pot să stau lângă Dumnezeu, tot aia e. Deci ceea ce, asta vreau să vă explic. Ceea ce vă face pe voi să evoluați spiritual, este ceea ce înțelegeți voi și ceea ce faceți voi. Punct. Nu ce fac eu, nu ce face Părintele, nu ce face Hristos. Adică, dacă voi vreți să evoluați, trebuie să înțelegeți. Nu trebuie. E bine să înțelegeți. Dacă voi vreți să evoluați, e bine să faceți ceva în sensul ăsta, din punct de vedere spiritual. Mă refer la nevoința voastră, cum s-a spune în creștinism. Cum vă nevoiți voi din punct de vedere spiritual? Și asta ține. Porcăciune, alimentație, tot ce ține de înțelegere. A fi într-un lucru poate să fie o formă de înțelegere, a fi singur poate să fie o formă de înțelegere. O școală. A învăța pe o cale spirituală poate să fie o formă de școală, a învăța pe altă. Părintele are școala lui. Da? Faptul că e preot și, mă rog, unde e acolo printre miei. Printre lupi, stai. Nu, sunt numai lupi, cred. Dar eu am vrut să fiu că e Paștele, știi? Să-mi iei ideea. Ușorit sau cum? Apropo de psihologie vorbim. De prindere bună. Până asta ziceam. Deci de prindere bună, în care reușești să faci un lucru bun, altul mâine. Chiar dacă pornești într-un model mecanic, se creează autostrăzi neuronale.
și începi să gândești într-un anumit fel. Asta e schimbarea unui obicei rău cu unul bun. Asta face și un psihoterapeut și în mod normal așa trebuie să fie și în biserică. Spune că în biserică ești ajutat. E vorba de mod la modul ideal. Comunitatea. Prin afară mai degrabă. Comunitatea e aia din Bonia care se apară creați pe Dumnezeu. Se fie Duhovnic la Maici, de exemplu. Se fie Duhovnic la mea. E jale. Dar în mod la modul ideal. Comunitatea care trebuie să creeze un pilot este o mare familie. Și în familia aceea, tu construiești. Construiești ca oamenii să se ajute unii pe alții, să se simtă, să empatizeze și vrând nevrând îi schimbă de prindere, devine de prindere bune. Se ajută unii pe alții. Deci asta se spune și de vorbire ca psiholog și ca psihoterapeut, tot ai tu să ajungi. Dar ca tu lucrezi cu masă de oameni, ca psiholog cu individ la nivel de personal. Bun. Mă gândeam la o ghidușie, dar să dacă când dă voi, doamne, eu îți mulțumesc, Părinte, că ai fost alături de noi. Eu mă situez un pic într-un pol antagonist când sunt cu Părintele. Știe că fac asta pentru că mie îmi place să scot de la oameni tot ce e mai bun și tot ce mă situez în rolul. Când ți-ți spune rău. Sunt băiatul rău. Mă prind de rol. Dar știam că Părintele știe cum mai bine decât mine ce care este semnificația Paștele lui, ce înseamnă slujbe. El le practic. Și m-a venit că e mult mai bine pentru voi să avem câte noi de fără. Îi mulțumim. Și ce să vă zic? N-ar fi rău să țineți postul ăsta de sfârșit. Vorbesc foarte serios cu astăzi seara, joi. Eu cred mult mai mult în post decât în spovedanie, pentru că este jertfa mea. Și curățarea corpului se face foarte bine când postești negru. Ce să vă zic? Vă doresc să vă primească, să vă găsească lumina curați. Pentru că, până la urmă, se spune că e treaba lui Dumnezeu dacă își toarnă în harul în urcioare de aur sau de lut. Asta e treaba lui. Și eu nu pot decât să vă doresc să fiți dintre urcioarele în care își toarnă Dumnezeu harul. Vă duc la încheiere decât aceeași dorință, apropo de extensiile Mântuitorului, să încercăm să fim noi acele extensii, fiecare dintre noi. Dar să nu uităm că este o întâmplare. Și termenul acesta empatenic este că asta e o întâmplare adevărată care reprezintă o cheie. E vorba de un apropo de rezist și de a gândi sau te ruga greșit. Un părinte, un duhovnic foarte îmbunătățit, în timp ce se ruga eu după primele beate creștine, într-o mănăstire din Alexandria, la slujba la Rânduiala Proscomidiei. Și dă într-un hol și se ruga acolo. Când se ruga el, apărau patru îngeri. Dar din școala duhovniciei, știa că nu trebuia să intre în legătură cu îngeri din smerenie. Nu trebuie să-i trebuie să intre primii, dar se bucura în taină de venirea lor. Și știa că e bine. Numai că nu știa că acea parte era de surinte ariană, era de eretică și anatemizată și vestemată ca dreptul de o erezie de către primul sinod. Neștiind asta, el se ruga cu suflet deschis și curat și cu sfințenie. La un moment dat, Dumnezeu nu a lăsat. Dar nici n-a pus pe Înger să-i atragă atenția. Îngerii veneau pentru străduința lui. Și a trimis absolut întâmplător în inimă de un diacon care făcea acolo practică, venise la Academia Politică din Constantinopol și a fost trimis să facă practică la altar. Și acel diacon învățat, avea în școala și acesta diplomației, că la apropo de pregătirea Sfinților, l-a văzut și a înțeles imediat ce slujbă făcea el, a văzut ce putere are și nu l-a tulburat, pentru că pe acești părinți, chiar dacă sunt în greșeală, și vă spun, și personal, experiența am avut, niciodată când vezi un părinte că intră într-o stare de rugăciune și începe să vorbească cu tine,
spunând ceva anume, ce numai pentru tine trebuie să auzi, nu îl întrebi stărească Dumnezeu, fiindcă nu se mai spune a doua oară. Atunci e pentru tine, o taină mare. Și iar să nu cumva chiar dacă greșește să-l superi. Fiindcă dacă e aproape de Dumnezeu, în puterea Lui, chiar dacă nu are dreptate, poate să te, să-ți aducă multe neplăceri. Și le știm și noi, și Maestru, pe pielea noastră. Chiar dacă nu are dreptate acest părinte. Bun. L-am văzut și nu i-a spus nimic. Nu l-am mustrat, pentru că era în timpul rugăciunii și știa ce putere au acești părinți. Și a început diplomatic și a spus, părinți, ce mă bucur că Dumnezeu mi-a îngăduit să fiu atât de sfinția voastră. Că mă puteți îndruma și că sunt onorat, că putem să ne rugăm împreună, că doar știți foarte bine că aceste rugăciuni sunt de putere, putem să spune așa. Nici nu mă îndoiesc că sfinția voastră le spune conform că nu am putere, putere, putere și că așa trebuie să fie. Fiindcă așa am învățat noi. Acela și-a dat seama diplomatic, cum mi-a spus, ce cum să roate, să sunt într-un corț, a început să plângă și a zis, Doamne, cum tocmai pe mine, care te iubesc atât de mult, m-a lăsat să te trădez și să îi cad în cea mai neagră erezie și pe păcat erezie. Și în timp ce se rugă el așa, pe mine, dar vei tânge. E, de data asta ne-am asta. Sfințiți Îngeri, cum ați lăsat voi pe mine să mă rog așa, știm că eu greșesc. Și Îngerii au răspuns. Părinte Cosma, zice, Părinte Cosma, n-am putut să te îndreptăm pentru că așa a rânduit Dumnezeu ca om pe om să se îndrepteze. Și așa se încheie apoteotică întâmplarea, repetând, fiecare dintre noi este imaginea lui Hristos. Fiecare cădem sub prioritatea crucii. Cel de lângă noi cade. Poate să cadă. Și nu se poate ridica singur. Fiindcă nici Hristos nu s-a ridicat singur. S-a ridicat la cruce, a adus-o un, nici măcar un evreu. Era canal. Era din altă religie. Deci cel mai mare, da, era o jignire cumplită pentru un evreu să fie atins. Era profanat. Dacă era atins, mai în perioada Paștelor de un necredincios. Și tocmai acela l-a ajutat pe el. Asta este învățătura noastră, pentru că nu putem să ne ridicăm mai să fim, inclusiv o pildă al Marcu Ascetu. Care, vedeți, noastră a fost atins și tras în jos fără să vrea, judecând pe alții. Fără să vrea. Și era un sfânt. Judecarea trebuie să fie a noastră. Răul este nu în afară, ci în noi. Răul acesta trebuie să devină din instantană lumină. Să ne schimbăm ordinea gândirii, să nu mai fie negativ. Să transformăm răul în bine. Și asta vă spun, nu e simplu, nu se poate a doua zi imediat. Cu multă rugăciune și stăruință. Și cu cât avem mai multe ispite și suferințe, credeți-mă, ne ajută în evoluția spirituală. Sigur, nu cred că, sper să nu fie nevoie să ne rugăm, Doamne, cu noi Sfinții Părinți, Doamne, mai lăsat, mai părăsit, că nu mai avea boli și suferință. Nici chiar așa. Nu avem neputerea aia. Dar să ne rugăm ca să putem să înțelegem, dincolo de suferință, minunea învierii. Fiindcă, dincolo de suferință, este înviere. Și suferința este decât aparență. Dincolo de ea este un lucru extraordinar. Vă mulțumesc și mulțumesc și Maestrului că am avut ocazia să împărtășim bucuria învierii în avans. Și vă urăm Paște fericit.